ziua! Bună! Și bine ați venit la podcast! O dată în viață la Brenciu! Dragi domnilor, bine ați venit la podcast! Astăzi o avem pe Iuliana Tudor! E bucurie mare, schimbă playlist-ul! Mă rog, hai să zicem prima oară în viață la Brenciu! Cine te-a făcut pe tine, Iuliano Nene? Bine v-am găsit! Ne bucurăm că ați venit! Mulțumesc de invitație! Oh, ce fain e! Ce fain e! Bună ziua! Bună ziua! Ciao! Of, 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 of! De râdeal și valei, vale! Ceai, apă, cafea, nu știu, ce vreți voi? Un ceai! Hai să facem un ceai! Plante, da. Fructe! Plante! S-a rupt un lanț plin de tărie, ca firul cel mai subțire. Acum vă plimb un pic prin academie, prin... Foarte bine, abia văd și eu cum e la voi. Poate îl primi pe Tudor. Îl așteptăm. Mânios m-a dat de-aseară, nu-i bai. Și-am pus să coborăm, că așa e la bilin. Da. Aseară ți-am luat basma, la 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 la. Da, și aici să vedem dacă e cineva, că aici ar trebui să fie podcastul. Hai, ia să vedem. Bine v-am găsit! Ciao la toată lumea! Ciao! Este Iuliana Ce coincidență! Ah, am o carte de la tine! Tu, ce coincidență! Ce coincidență! Pentru cartea mea a semnat Iuliana Marciu... Iuliana Marciu... te rog frumos, a mai fost un ministru care a făcut asta, așa că te rog, nu. Ți-a zis cineva vreodată Iuliana Marciuc? S-a întâmplat pe scenă, asta e când m-a prezentat cineva și asta a ieșit. Eu cred că, vezi, tipul ăsta de greșeală, de, știu eu, moment delicat, se întâmplă oricui. Am prezentat odată și am zis în loc de Mariana Deac, Mariana Angel. Și normal, cum o dreg? Au intrat fetele, hai să, erau acolo, amândouă erau în culise. Cum trebuia să prindem pe amândouă. Da, am încurcat numele, Mariane, asta e. Și după ce am prezentat, am lăsat-o să intre, zic gata, mamă, știți, niciodată când ai gafat nu atrage atenție. Domnul Brenciu știe foarte bine. Așa, acum, nu știu, las că vă întreb pe voi dacă... Așa, și când m-am întors, zic, bă, trebuie să zic ceva, că a râs lumea, îți dai seama, a fost nasol. Și zic, doamnelor și domnilor, mă scuzați, trebuie să vorbesc ceva cu Mariana Deac. Zic, draga mea, începând de astăzi, poți să-mi spui Iuliana Marciuc. Bună, bună! Păi n-am avut ce să fac, trebuia să scot situația. Bravo, bravo! Deci v-am adus totuși o carte, da, pe care am scris ceva pentru dumneavoastră, da, și... E așa, cu drag, da. Da, acum, mă rog, dacă vrei să... Bunului meu prieten Horia Brenciu, cu toată dragostea și prețuirea mea, Iuliana Tudor, 8-2-24. Data nu contează, nu contează. Important este că aici este Iuliana Tudor. Mulțumesc pentru invitație și cel mai mult îmi place aici la voi că se cântă live. Tu știi foarte bine, noi suntem oameni de live. Și la vorbe, și la cântare, și la tot ce înseamnă atmosfera unei întâlniri care e filmată și care ajunge în casele, nici nu contează ale câtor oameni. Mă, uite ce frumos e deja, pe cuvântul meu nu mai plec de aici, serios. Da, dar trebuie să pleci pentru că astăzi este o dată importantă pentru tine și sărbătoarea patru la ușă. Să nu intrăm în culisele acestei emisiuni, vă rog frumos.
Sărbătoarea, o sărbătoare. Dar ce sărbători? Ora 9 și 15 minute astăzi de dimineață. Primesc mesaj de la Horia Brânciu. Bună dimineața, draga mea, sper că ești bine. Zic sigur că da, sunt foarte bine. Vezi, te rog frumos să nu spui ceva important astăzi, pentru că, deci astăzi, da, subliniez, pentru că am nevoie de tine vreo 5-6 ore. Zic, vă poftim? Abia mă trezisem. Zic, Doamne, omul e nebun. Măi, un podcast, da. Deci un podcast, mai mult de 2 ore, 2 ore jumate, da. Zic, dă-mi așa, dar zic, na, e Horia, zic, trebuie, stai să mă adun. Zic, dragul meu, dar oare ce facem noi, zic, zice, păi nu, că și mâncăm și cântăm și de-aia și de-aia și de-aia, zice, Horia, mă culesc cu asta vreo 6-7 ore, zic, Doamne, ferește, mă mut la tine, dar ce se întâmplă, zic, numai că nu se poate, azi am o zi chiar importantă, e ziua soțului meu, când noi filmăm această poveste, așa că, Horia, nu pot, oricât de mult te iubesc eu pe tine, nu pot să mut nimic. Am și o melodie pentru Răzvan, soțul tău. E ziua ta, iubite, și azi de ziua ta. Pe Iuliana ți-o voi da înapoi. La ora 6. În dar de ziua ta. Da. Băi, senzațional. Asta a fost, ce să mai... Acum om vedea cât o dura podcastul. Dragii mei, dacă n-ajung la petrecere, să știți cine de vină. Să știți pe cine dați vina. Și nu mai pierdem o clipă, pentru că astăzi, în afară de ziua soțului tău, sunt 2 aniversări importante, ți le voi spune chiar acum. Înainte de toate, introducerea. Efect. Păi, mădusei... S-a născut pe 16 iunie 1977 în localitatea Băicoi, județul Prahova, și a urmat studiile Facultății de Drept din cadrul Universității din București. Ulterior, lucru pe care acum îl aflați toți, a urmat cursurile la Facultatea de Pedagogie Muzicală din cadrul Universității Naționale de Muzică. Fiți atenți! Prima imagine care îi vine în minte când se gândește la copilărie este, citat, pădurea de la bunicii mei, izvorul din spatele grădinii, figura bunicului cu oile pe stradă din stat și eu, desculță, purtând în brațe un borcan cu mure, fântâna din fața porții, mirosul laptelui proaspăt mulț și multe altele. Am încheiat citatul. A trăit prima dragoste la 16 ani! După spusele ei, citez, a fost frumos. Ce ți se pare? Ce, ți se pare dezolant această biografie? Mi se pare foarte interesantă. Da, te rog, continuă. Recordul ei personal. Noi cu 6-7 ore de... Recordul ei personal este un live de 8 ore. În 2004, acum 20 de ani, la rebranduirea televiziunii române. În cadrul acelui program a fost și actriță și cântăreață și prezentatoare și regizor de platou, fără să vrea neapărat. A fost greu, dar, citez, am dus treaba la bun sfârșit, m-am închinat la final și am spus, Doamne, dacă am făcut asta, pot să fac orice. De aceea, am încheiat citatul, de aceea, dragii mei, astăzi este aici Iuliana Tudor pentru a stabili un nou record, un podcast de 9 ore. Aplauze pentru Iuliana Tudor! Champions! Doamne, deci, eu credeam 7 ore, dar totuși s-a dus la 9. El exagerează, deci nu, până nu se lasă, mă. Și că de dimineață, deci, adică? În mintea Iulianei, podcasturile durau 2 ore. Pe măsură ce ziua s-a dezvoltat, au ajuns la 4, 5 și acum 7, nu mi se pare o cifră. Domnilor și domnilor, la final o să vă spun bună dimineața, din nou. Ăsta-i ceaiul meu. Mulțumesc, draga mea. Ăsta e un ceai. Așa. Și vor urma multe lucruri pe masa asta, dar... Să știi că e cam mică la cât pot eu să mănânc. Deși nu pare, știu. Pot să intervin puțin? Se poate? Oricând. Nu, că m-am opus. Vreau doar atât, să arăt un pic la cameră. Vă rog frumos, deci uitați-vă cum arată, da, pregătirea unui podcast la un profesionist. Ce vreau să spun este că mi-a sărit în ochi imediat, dar imediat, am același fel de a așeza scenariile în pagină. Cu numerotat, cu tot, cu boldat, cu scris citatele italic. Bă, nene, jos pălăria, mă. Gat, asta am avut de zis. Deci incredibil, așa arată scenariile mele. Asta o să o scot la montaj. Ok. Doamne, și erau complimente bune.
Între noi, ca să zic așa... Între noi copiii TVR. Da, hai să zicem așa, vreau să zic ceva temporal, dar e mai da, bun. Da, 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 eu mai bun la copiii TVR. Să trecem peste. Poate nu realizez, dar astăzi avem două aniversări importante. Da. Când i-am zis de dimineață lui Cristi, a zis, cât? E, așa o să spuneți și voi. Te rog frumos să nu repeți. Se împlinesc astăzi 15 ani de când ne-am văzut la o dată în viață. Minunat. Asta a fost pentru tine. Erai așa? Și tu. Erai și tu, exact. Da, exact. Da, deci 15 ani. Eram și tu, tu ai sânge de viperă. Și 25 de ani de când ai început una dintre cele mai durabile relații din viața ta, cea cu TVR-ul. 25 de ani. Da, 25 de ani. E un timp, vezi tu, privindu-l acum, uite, dacă îmi spui 25 de ani, nu cred. Pentru că în televiziune totul se petrece într-o clipă. Clipa în sine, oricât se așează, clipă peste clipă, clipă peste clipă, tot atât durează. Și nu, credeți-mă, eu nu-mi dau seama, eu am sentimentul că acum mă întâlnesc cu Horia, sunt exact ca un începător care îi dădea bună ziua pe holul de la TVR, pasarela care leagă blocul turn de studiouri, emoționată că-l văd în primul rând, făcea atunci Robingo și mi-aduc aminte că a trecut, a spus bună ziua, a trecut și apoi s-a oprit și m-a strigat, auzi? Te-am văzut, e bine mă, e bine mă. Făcusem doar două emisiuni, se numeau atunci la telefon Muzica Populară și a fost primul om după Elize Stan, evident, cu care lucram, care mi-a zis că e bine. Bă, dacă mi-a zis Brenciu că e bine, zic, înseamnă că nu e chiar atât de rău. Na. Eu o să-ți spun acum o poezie pe care am cules-o, așa cum și tu culegeai folclor când erai tinerică, de la o emisiune pe care o cunoști foarte bine. Versurile au fost scrise de către Daniel Buzdugan. Numai că eu am adaptat conform anului 2024. Îmi trebuie o atmosferă de cârciumă / nebunie / aniversare. Poftim. Tu câți aniversari, eu cârciumă. Atenție și e o poezie. Bun, bun, putem începe așa, fii de aici. Așa, 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 așa. Iuliana, draga mea, vreau ca să-ți recit ceva. Ești o fată la 1000 și meriți o poezie. Te cunoaște o țară întreagă, ești vedetă populară, ești mai tare ca Tatoiu și ai făcut mândru Băicoiu. 46 ca și vârstă, dar arăți de 16 în fustă. Iată, am vrut să te întreb de dimineață ce o să porți fustă și acum arată fusta, colegilor. Ia fusta, da? De ce are fustă, mă? Zic, hai mă să fii cu fustă. Atenție, eu nu pot să fac ceea ce făcuse Buzdugan pe vremea respectivă. Chiar ți-a ridicat fusta. Aveam o rochie crăpată pe unul dintre picioare și evident, domnul Buzdugan, îl salut, a tras un pic de crăpătura respectivă ca să fie elocventă poezia, desigur, nu? Asta e. Te pricep la populară, ca Enescu la vioară, iar cu tine, sigur, cred, oricine ar vrea duet. Cânți de jale, horă, dor, ești olimpică în folclor, deși ca și studii, fată, erai bună de avocată. Altele își spun silicoane, tu prezinți cerbi, revelioane și alte zeci de festivaluri de Crăciun, de Paște sau baluri. Ochii tăi! Ochii tăi! Și am zis atunci în emisiune, ochii tăi, două anemone, păr mai lung ca al lui Benone. Subțirică și frumoasă, dai la multe fete clasă. Când ți-arăți tu decolteu... Bă, și-am venit fără decolteu, măne. Asta era poezia, acum e până în gât. I-a zis Răzvan la Brânciu, te duci până în gât. Când ți-arăți tu decolteu, dai pe spate TVR-ul. Ești de-o viață în el și ești trasă prin inel. Rămâi! Rămâi! Cum zicea Florin, rămâi preferata mea și mai vreau să spun ceva. Cu așa femeie în viață te întâlnești o dată în viață. Viață. Perfect. Pam, pam. Să începem. Bine, Horia. O dată în viață.
Oh my God! Sus! Cine are omor? Atenție! 1, 2, 3. Cine are umor, cântă și sigur va dansa. Cine știe folclor, intră acum chiar în casa ta. Lasă totul și apoi simte ritmul cu noi. 1, 2. O dată în viață vei ști ce vedete să premiez. Odată-n viață să vii toată seara să te distrezi. Odată-n viață să crezi lumea-ntreagă o poți schimba. Odată-n viață să vezi tot ce astăzi nu poți avea. Uite ce... Ca să fie așa, ca la emisiune, da. A, nu, dar știi care e chestia? A, și era... A, cui era vocea? Doamnelor... Nu. A... Doamnelor și domnilor. Să știi, era domnul Mitici, Dumnezeu să-l ierte. Nu pot să cred. Serios, este vocea domnului Mitici. Nu cred! Da. Mitici a pus vocea, adică... Am fost cu doamna Elize și zic, doamna Elize, cine? Ne trebuie ceva. Extra, nu pot să cred. Da. Nu pot să cred. Și l-am luat Călin și a zis... Mitici. Da, exact. Este vocea lui. Călin a fost unul dintre editorii de baza ai televiziunii române. Și am colaborat mult după aceea și eu și Alice, exact, și da, soția mea. Da, da. Extraordinar. Da, vocea lui era. Timp de 10 ani. Doamnelor și domnilor, iar acum Iuliana Tudor. Vă mama dragului, pe toți dacă nu aplaudeți. Mă înțelegeți? Deci, da. Băi, formidabil. Au fost cei mai frumoși ani din cariera mea. Odată în viață, din de 10 ani, rămâne, cred că, cea mai longevivă emisiune de divertisment din istoria TVR. Și vezi, am inovat foarte mult cu programul ăla. A fost norocul meu, vezi, Titus Munteanu venise atunci cu proiectul la TVR. Dacă nu mă înșel... Da, mi-aduc aminte. Da. Și inițial știu că propunerea era Florin Piersic pentru a fi gazdă la proiect. Și apoi managementul TVR de atunci a spus, dom'le, dar totuși fetele astea se pricep la folclor. Hai să mergem totuși pe o rețetă sigură cât de cât. Pentru că era nevoie, vezi, în spate tot ce înseamnă piesele, acompaniamentul, trainingul invitațiilor, da. Toate astea necesitau pricepere. În primul rând muzicală, trebuia să fie oameni de muzică cei care erau realizatorii, și doi, trebuia să cunoști folclor, pe zone, pe ce așezi, ce e posibil pentru fiecare, că doamnei Tatoiu, de exemplu, nu poți să-i dai să cânte orice, că tot ai numit-o. Da, da, da. În schimb lui Horia, normal că i-am ales ce era mai greu, pentru că știam că poate. Dar vezi, și ceea ce cred că a rămas după povestea Odată în viață este faptul că toată industria din România, industria muzicală, a preluat într-o formă sau alta folclorul, da. Și în toate show-urile marilor artiști s-a regăsit măcar un cântec, cel pe care l-au învățat și l-au cântat la Odată în viață. Ori asta, pentru mine, ca realizator, a fost cel mai mare câștig, pentru că acesta a fost pariul. Că Odată în viață am zis așa, hai să ducem folclorul către zona tânără. E foarte greu să faci asta. Da. Vorbim totuși de o lume care pentru foarte mulți e de așezat în bibliotecă, e de lăsat la muzeu, s-o conservăm. Și cam atât. Or, în momentul în care am intrat în TVR, am zis, mă nene, asta e cenușăreasa. Păi eu vreau să o fac regină. Și am început cu Elize să inovăm de la ce punem în interior. Tu știi foarte bine ce înseamnă asta. Pentru prima oară am folosit ceea ce se numește
conținut videografic, conținut vizual gândit înainte. Le-am făcut aparițiile tuturor ca niște videoclipuri în scenă. La Cerbul de Aur din 2002 am făcut asta prima oară. Apoi am cerut steadicam, macarale. Când au zis că vreau macarale la folclor, ziceați în nebunie. Macarale. Dar ce face acolo? Traveling, toate elementele care erau la divertisment, am zis trebuie să începem să-i dăm un pic de viață. Și totul din montaj, din felul în care filmam emisiunile, am dinamizat un pic. Și chiar apoi chiar din tu ai schimbat fiind vârful de lanț al fiecărei emisiuni. Și asta, da, tu da, ai, da, da. Adică nu am văzut niciodată până atunci o domnișoară tânără cu părul lung de abanos cu fustă cu crăpătură. Nu am văzut până atunci. Și ce prezintă? Ceva entertainment? Nu, de muzică populară și formidabil. Deci... De-aia l-am și numit divertisment folcloric. Tocmai pentru că am vrut să ne punem la adăpost, am spus de la bun început, nu este un produs cultural, ceea ce făceam eu până atunci. Și Titus mi-a zis clar, în fața specialiștilor, tu trebuie să faci această diferențiere. Ca să nu fim acuzați că ne apucăm să stricăm peste noapte o chestiune care are legătură cu patrimoniul cultural al țării acesteia. Ori noi am zis clar, odată în viață este emisiune de divertisment folcloric. Și atunci, vezi, a fost foarte ușor să ajung, m-am uitat pe cifre în primii 5 ani, 30-35% din public erau copiii, măi, de la 4 ani și până la 12-13, și zic incredibil. Și am început să întreb, dar oare de ce se uită copiii la noi? În primul rând, vă vedeau pe voi, știindu-vă, îmbrăcați altfel. Da. Copiii se uitau și, de exemplu, au văzut pe Smiley în ipingeaua pe care o purta Liviu Vasilică, da? Mănele, deci vizual în primul rând. Da. Apoi, jocurile, dansurile. Dansurile, corect. Cred foarte tare că, vezi, dacă le pui într-o formă atrăgătoare, sigur că da, indiferent de timp, până la urmă ține de, vezi, de priceperea realizatorului. Ce cămașă îmbraci... Exact. Exact. Actul artistic, corect. Da. Și era frumos pentru că, vezi, în fiecare săptămână starea emisiei pentru noi era altfel. Pe cine avem săptămâna asta? Petre Roman, domnul Pruteanu și mai știu eu cine. Mamă, era alt, cu totul alt scenariu. Vorbește mai altfel. Mai ții de ce a cântat George Pruteanu? Cred că i-am dat Moldova, măi. Cred că a făcut trandafir de la Moldova. Și a dansat și a făcut duet, nu mai știu cu cine. Îți dai seama, deci, măi, erau niște apariții. Da. Și am, vezi, ești această mândrie ca realizator până la urmă să văd că și astăzi, după atâția ani, rețeta odată în viață e prezentă în toate revelioanele, în toate programele speciale, acolo unde se cântă, da? Brenciu cântă cu un artist din folclor. Ori vezi, cum să spun, a fost o lume la odată în viață în care și noi ne-am jucat foarte mult. Noi n-am făcut televiziune acolo. Absolut. Mă, noi ne-am jucat, ne duceam la repetiții. Asta e secretul. Ce fain era și toți voi veneați cu drag, pentru că, bă, era joacă, era party. Joaca e de fapt. Secretul, da. Absolut, absolut. Spune, te rog frumos, apropo de ținute. De unde e ținută? Asta n-a fost. Țin-o, Doamne, să nu ia. Țin-o, Doamne, tot așa. Da. Doamnelor și domnilor, vă prezint colecția de primăvară. Vară a Iulianei Tudor, în vârstă de 6 luni. Șase luni? Anul 1977. Cel care fotografia este prima dragoste a Iulianei Tudor. Tata. Domnul Tudor Gheorghe, veți râde, nu cel pe care îl cunoașteți, ci tatăl meu. Ce să spun, era singura jucărie, cea pe care o vedeți acolo, pe care am avut-o copilăria mea, și două păpuși. Nu știu ce țineam în mânuțe, dacă e ceva de mâncare sau jucărie, n-am știut sau niciodată. Erau, n-ai avut pui de găin... S-ar putea să fie ceva, da, din plastic pui. Totuși, dar nu mai aduc aminte. Iar ținuta, după cum observați, vă rog, deci acea basma era din mătase, atenție, era mamei mele, asortată, după cum vedeți, cu acea salopetă extraordinară. Eu n-am nicio poză atât de complexă cu atât de multe animăluțe în cadru, drept pentru care de fericit. Eu cred că totuși în familia ta se cânta folclor. Altfel nu mi explic ca la 20 de ani, sau cel puțin aproape în jurul vârstei de 20 de ani, să fi fost deja expertă în cules folclor. Cine cânta la tine, familia? Începând de pe la 3 ani, din momentul în care am rămas cu mama acasă, uh-huh, și ea s-a ocupat exclusiv de mine, ea mi-a cântat foarte mult. Asta-i. În schimb, ea cânta muzică ușoară. Angela Similea, Corina Chiriac,
Mirabela Dauer, Margareta Păslaru. Și mă punea să cânt muzică ușoară. Aveam un taburel, mi-aduc aminte, pe care mă așeza și zice: hai, ieși pe scenă și acum cântă. Noapte, fată, cu cercei de smoală, ți-am pus toate visurile în poală, însă tu privind la stele, nici nu te-ai uitat la ele, nici nu te-ai uitat la ele. Le-ai lăsat în părăsire ca pe șoaptă de iubire și nici nu le-ai mângâiat. Nu mai știu când au plecat. La 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 la. Și tot așa. Doamne și domnilor, ia uite mă. Nu uitați, se vedeți că pe taburet s-a urcat acum pe taburet. Așa. Și începem acum să vă spunem ceea ce cânta. Este unul dintre momentele pe care ulterior l-a reluat. Absolut. Pentru că ce-a făcut pe taburet? Da! A făcut la... Așa a vrut viața, vezi? Să mă întâlnesc cu Angela Similea la o dată în viață, să-i spun că am fost fan declarat și cu emoție să o întreb dacă ar vrea să cântăm împreună acest refren. Să știi că Angela se uită la noi, da, din când în îmbrățișări, când, cu toată dragostea. Și vreau să spun că ea, după ce s-a terminat cântecul, urmărindu-l pe YouTube, după ce s-a terminat, cred că a spus un bravo atât de sincer vis-a-vis de tine. Cred că i-a plăcut, avea, cred că emoții pentru tine. Cred că este artistul. Absolut. Este artistul generos. Absolut. Și se simte. Păi cântă o melodie cu Iuliana. Oare ea poate să ducă, pentru că ea nu era obișnuită cu tine cântând. Sigur, sigur, sigur. Angela, draga mea, ia să vedem acum dacă poate să ducă. Colegi? Pa. Noaptea vine furișată ca o fată vinovată, căutându-și adăpost să nu spună unde a fost, unde a fost și ce-a făcut, câte drumuri a bătut și ce taină grea ascunde, unde nimeni nu pătrunde. Noapte, fată, cu cercei de șmoală, ți-am pus toate visele în poală, însă tu privind la stele, nici nu te-ai uitat la ele, nici nu te-ai uitat la ele. Le-ai lăsat în părăsire ca pe șoaptă de iubire și nici nu le-ai mângâiat, nu mai știu ce s-a întâmplat. La 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 la. Noapte, nopticică, fii tiptil ca o pisică. Uneori când ne întâlnim, cât de bine ne simțim. Din potrivă, alteori, te urăsc până în zori și aș vrea să pleci îndată. Noapte, fată vinovată, noapte, fată cu cercei de șmoală, ți-am pus toate visele în poală, însă tu privind la stele, Horia, nici nu te-ai uitat la ele, nici nu te-ai uitat la ele. Te-ai lăsat în părăsire ca pe șoaptă de iubire și nici nu le-ai mângâiat, nu mai știu când au plecat. Noapte, fată, cu cercei de smoală, și-am pus toate visele în poală, să tu privind la stele, nici nu te-ai uitat la ele, nici nu te-ai uitat la ele. Te-ai lăsat în părăsire ca pe șoaptă de iubire și nici nu le-ai mângâiat, nu mai știu ce-s.
Foarte frumoasă. Deci nu piesă. Vrea ascultare, dă drum la cântare. Ce frumos. Și acum mă întreb, și acum de fapt văd adevărul din spatele. Doamne și domnule, după ani și ani se desecretizează odată după în viață. După ani și ani mă voi întoarce. După ani și ani vom fi împreună din nou la TVR. După ani și ani voi fi lângă tine din nou. Horia la un show, ne vom întâlni din nou. Vezi, mă, de-aia îmi place mie, mă, cu muzică live. Bine ați venit la bine ați venit la distracție. Iertați-mă, da. Și încă n-a băut niciun strop, pentru că o sărbătoare. Doamne, dar și ce vrei să spui? Nu înțeleg. Nu, n-ai băut niciun strop din ce ți-am pregătit. Din ce ți-am pregătit, a mea iubire. Vreau să spun. Da. Și cred că o să zâmbești când o să spun așa. Așa. De fiecare dată când auzi radio Antena Satelor, eu cred că zâmbești. Acum nu, face parte din amintirea ta, este primul radio pe care l-ai auzit. E primul radio, asta vreau să spun, dar vezi, atunci nu exista sub denumirea asta. El nu exista când era foarte mică. Nu, era Radio România, dar care avea aceste tronsoane transferate apoi la Radio România, Antena Satelor. Așa. În care se vorbea despre agricultură, despre creșterea animalelor, despre lumea de la sat. Și din când în când? Și era muzică populară acolo. Vezi, ăla a fost primul meu contact cu lumea asta. Și îmi plăcea foarte tare Maria Lătărețu, Ion Luican, îmi plăceau Ileana Sărăroiu, Maria Tănase, desigur, Ioana Radu și voci care îți rămân, n-ai cum să rămâi indiferent. Copil fiind, întrebam, dar cine e? Ce cântă? Uite, ce cântec? Și așa mai departe. Și fredonam cu bunica mea. Era un divan, mi-aduc aminte, pe care stăteam cu mâinile, uite așa. Deci, înțeleg, de la tabureta ai trecut la divan, ok, este parte din traseul meu, până am ajuns la scenă, totuși. Și era radioul acela vechi, 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 pus pe o ferestruică de 20 de centimetri, ceva, uite așa. Și e o amintire pentru care cred că ar trebui să fim invidiați. Da. Este un tip de legătură cu arta prin radio pe care, din păcate, astăzi copiii o experimentează la nivel de tonomat. Era și atunci, dacă e să o iei, da, ca și curgere, același lucru, dar te opreai să întrebi, să înțelegi cine e, de ce, cei din familie îți spuneau cine sunt oamenii ăia. Și mi-aduc aminte de un lucru. Ți se dă o piesă, practic tu n-aveai... Eu, la noi n-aveam casetofon, n-aveam pick-up, nimic n-aveam. Absolut. Și auzeam la radio o piesă și țin minte, apropo de piesele de la Compact, de la... țin minte de la Mondial, de la Phoenix, de la... Când ascultam semnalem la radio... Da. Când zice, văd la fereastra ta târziu o lumină... Nu știu, deci trează. Ce frumoase versuri. Hai să le scriu. Dar până îmi găseam eu pix și hârtie, melodia trecea. Oh. Și de fiecare dată, eu am construit piese din redările în eter ale celor de la radio. Multe s-au întâmplat și populare nu prea, pentru că atunci nu simțeam, n-am avut un mentor, așa cum ai avut tu. Uite, melodiile astea sunt așa și așa. Da, bunica mea știa. Asta a fost un mare avantaj. Da, da, da. Și îmi spunea, uite, dacă ai ști ce frumoasă e Maria Tănase, am văzut niște poze în ziar. Sau știu eu despre fiecare, îmi spunea câte ceva. Și apoi mama mea, dorindu-și ca eu să fiu pe scenă, a văzut că am un pic de talent și și-a dorit foarte tare să fac asta. N-a fost să fie și a fost, dacă vrei, regretul ei. Însă, cred că am împlinit până la urmă cu ce am făcut în televiziune mult din ce și-ar fi dorit. Dar, la fel, îmi povestea despre ele, îmi spunea, uite, cântă și piesa aia și pe aceea și pe aceea. Acestea sunt cântecele ei sau ale lui. Am înțeles. Benoni Practic, Sinulescu, tu ai avut un training în familie. Foarte complex în familie. Tatăl meu era, deci aveam discuri din acelea mici cu frații Gore, cu Gabi Luncă, cu Romi Capuceanu, toată muzica lăutărească. Doamne, păi răsunau la mine la petreceri numai muzicile astea. Și ei mei au fost și sunt oameni care fac petreceri. Vezi, având contact direct în casă cu asta... Ăsta-i tata. El este tatăl meu, da.
Asemenea te cu Bart, ăsta înseamnă cu Bart, un actor american, Bart Lancaster sau ceva genul ăsta. Deci tu practic ai avut, aveai parte de oameni din filme în familie și dincolo de asta aveai și parte de informație. Cred că ai avut o copilărie de invidiat. Da, de aia și spun, e o șansă. Registrul copilăriei ideale nu mai are nicio legătură până la urmă în definiția noastră, repet. Da, da, da. Copilăria ideală pentru cei de acum e în definiția lor, dar în definiția noastră înseamnă, vezi, mirosuri, persoane, gusturi, spații și de cele mai multe ori spații foarte mici, în care totul era înghesuit, în care erai obligat ca în intimitate să dezvolți un anume tip de relaționare. Erai obligat de context să fii într-un fel, să fii atent la detalii. Nu puteai să faci mizerie foarte multă într-un spațiu în care se și mâncase și dormea, trebuia să ții curat, să aerisești, pentru că acela era spațiul, tot. Ori vezi, lucrurile astea pentru un copil înseamnă respect pentru ceea ce primești. Eu am primit o cameră. Copiii noștri primesc o cameră cu de toate, în care nu fac nimic, din nefericire. Ei nu respectă faptul că, până la urmă, au o perdea la geam. Nu este geamul fără perdea. Au un cearșaf și o saltea. Lucruri pentru care la țară ești recunoscător. Ai pe ce să dormi, ai o pernă, că e cu paie, că e cu... nici nu contează. Ai lucrurile astea acolo. Ori vezi, din perspectiva asta strict a educației, din perspectiva asta, da, lucrurilor simple, apropo de spațiul în care ne găsim. Astăzi nu se mai vorbește despre lucrurile simple. Te așezi pe pernă și zici, copil fiind, mi se cuvine, mi-a dat-o mama. Astăzi se vorbește doar de podcastul Lucruri Simple. Desigur. Despre Horia Brinciu, da, da, rom din da, suflet. Da. La 17 ani te preocupa culegerea folclorului pentru că ai citit, citez, că oameni ca Emilia Comișel sau Constantin Brăiloiu au cules folclor și nu înțelegeau cum vine asta să culegi folclor. Păi ia gândește-te tu când nu știi nimic despre asta și să auzi, culeg folclor. Păi cum, mă duc și-l culeg de pe ramuri? Prima dată am auzit asta la Vasile Alexandrii. Da. Când culegea el ceva. Okay. Și de fiecare dată, culege asta e un verb care te îmbie la vizual, știi? Culegea exact cum pun un snop. Da. Mai ții-te Paradu Gheorghe? Și cu câtă rigoare era gestul asta, care culegea. Ce ai făcut tu pentru a culege folclor? Atenție, 17 ani și cred eu că vârsta ta este perfectă pentru această poză pe care eu când am văzut-o, m-am îndrăgostit. Ăsta, zi-mi, 15, 16. Ai să râzi, aici aveam 18 ani și jumătate. Da. Aici era poza de final de liceu. Eu am făcut liceul pedagogic 5 ani. Multă lume a zis că am rămas repetentă, nu e adevărat. Așa, recunoaște bărăm da, acum. Acum, da, exact, totuși. Au dat legea, liceele pedagogice fac 5 ani. Îți dai seama, toți prietenii mei s-au dus la facultate și eu am mai rămas nu în clasa așa 13. Așa. Cum să zici? Bună, ce faci? Mă vin de la liceu. Ce clasă ești? A 13. Cum adică a 13? Adică era ca și când, bă, tu ești ceva, ce faci acolo? Dar știi că eu te înțeleg perfect pentru că eu... Groaznic a fost. Eu am făcut liceu pedagogic în clasele 1-8, la Brașov. Și vedeam tot timpul fete care... Domnișoarele practicante, așa eram numite. Bravo, ăsta. Desigur. Ne duceam să predăm de la 1 până la clasa 8-a. Domnișoarele practicante, bravo. Repede că vine domnișoara practicantă. Și de fiecare dată era un fel de supervisor acolo. Categoric, da. Întotdeauna era... În spate? Profesor. Da, exact. Și trebuia să predai matematică, română, de istorie, geografie, de toate. De toate, da. Absolut, da. Incredibil. Dar mă știu de la ce am plecat. În fine, nici mai contează. Culegeam folclor, da. Așa. Deci domnișoara practicantă a plecat după niște lecturi. L-a luat pe tata cu două plase de făină, ulei, zahăr, margarină, niște ciocolate. Mamă mie. Și ce am mai pus acolo? Și cred că aveam și un sac de cartofi în portbagaj. Și am spus, tata, luăm și noi de toate, că așa mă gândesc eu, când ne ducem și noi la cineva și bat la... Bă, m-am dus la poarta femeii. Bă, stai serios, la care femeie te-ai dus? Deci m-am dus în satul bătrâni. Pentru că mi s-a spus că în zona aia mai sunt oameni, femei, care cântă piese nemai auzite. Asta am aflat la Ploiești, în mediul în care eram la Școala Populară de Artă. Și zic, satul bătrân. Trebuie să fie o biserică în satul bătrân.
M-am gândit și mă duc la preot sau la învățător, întreb, la, am bătut la primăuși și nu vă supărați, unde e preotul? Păi la biserică. E o mormântare. Zic, asta e. Că nu merge, nu merge cu les nimic acolo. Exact. Mă duc, aștept să termine slujba. Da, da, da. Ce? Zic, părinte, știți, caut și eu bătrâne care mai știu cântece vechi, vreau doar să le ascult, să le înregistrez, să stau de vorbă, zic, e treaba mea, doar să-mi spuneți la ce poartă să mă duc. Păi du-te la Florica lui Măzgoi. Da, șeful. Cum sună? Florica lui Măzgoi. Așa și bas, la poartă, sigur, o găsește acasă. Mă duc la Florica lui Măzgoi. Ce să vezi? Eu nu știam, femeia fusese fix la mormântarea aia. Starea de la înmormântare. Primul lucru, și am povestit ce vreau, nu știu ce, i-am spus, doamnă, uite, eu dau drumul la reportofon. Aveai așa... și reportofon? Băi, e profesionistă, mă. Cu legătoare profesionistă. Practicantă, practicantă, dar profesionistă. În general, cum se spune, pe ce pun mâna, tată, iese bine, mă, nene. Da, da, da. Și ce să vezi, tanti Florica la Măzgoi a început să îmbocească. Și-a bocit 5 minute, 10, 15, 20, 30 și zic, mamă, zic, dacă îmbocește 3 ore, zic, n-am făcut nimic. Și zic, tanti Florica, ca să o scot din stare, am ceva pentru dumneavoastră. Și-am venit cu punga, cu plasa. Și am pus pe masă zahăr, făina, toate alea, s-a luminat la față, i-am schimbat imediat registru. Și știți că, uite, așa, așa, zic, dar cântece vesele și de lume. Și când erați dumneavoastră la horă, că presupun că încă ați prins perioada aceea în sat, păi să-ți arăt unde era hora. Și istorii atât de faine. Da, da. Deci era un depozitar excepțional. Am avut noroc. E un mare noroc la primul om la care te duci să și găsești. Și am de la Florica Măzgoi aproximativ 18 cântece. Nu cred așa. Atenție. Ți le-a cântat pe toate atunci. Pe toate am înregistrat. Incredibil tot. M-am dus la profesoara mea de canto, la doamna Maria Tănase Marin atunci și am selectat din tot materialul acela ce să punem pe primul meu album discografic. Am avut această, cum să spun, a fost un fix. Mă, nu-mi doream nici să fiu cântăreață, nici să fiu, devin profesionistă în sensul ăsta. Mă, dar am avut un fix. Eu să cânt, să-mi fac un album discografic, nu știu ce fac cu el, nici m-am gândit. Da, să am cu Paraschivă Oprea și cu orchestra radio. Mă, nene, era vârful vârfului. Și am avut această chestie tot de la mama, un principiu de viață. Iuliana, întotdeauna să te raportezi la ăia cei mai buni în ceva. Întotdeauna mi-a spus mama mea, când ești într-o cameră și simți că ești cel mai deștept, părăsește camera. Mișto, da. Pleacă de acolo pentru că nu mai ai nimic de învățat. Și atunci am zis, tot timpul m-am raportat care-i cel mai bun, care-i cel mai tare. În momentul ăla era Paraschivă Oprea și orchestra radio. Și am stat, dragul meu, Horia... Cu favoriții lui, ții minte și acum. M-am dus la radio, de la Băicoi, cu mașina, cu autobuzul. Mi-am luat pirul, am venit cu piesulicile la mine. Bună ziua, bună ziua. Eu sunt cu tări... pe dreapta. Am vreau și eu să fac un album discografic cu dumneavoastră și cu orchestra radio. Ha? Da, bine, bine, vin o săptămână viitoare, că acum am înregistrări. Bine, am venit iar săptămâna următoare și săptămâna următoare și săptămâna următoare. M-a ținut pe drumuri vreo 2 luni sau 3 luni. Intrasem în televiziune, aveam jumătate de an. Și până la urmă i-a mai dat un telefon și doamna Elize, haideți dumne să facem, n-am timp de fata ta, lasă-mă în pace că n-am timp. Și m-am dus într-o zi, zic, domnul Oprea, lua experiența dumneavoastră, dar vezi, bă, tot tare intuitiv, zic, mamă, ori mă dă afară, ori, deci m-am dus direct. Zic, dumneavoastră sunteți un profesionist, v-au trecut prin mână toate starurile, da? Ați lucrat cu cei mai mari artiști. Am pretenția ca dumneavoastră să intuiți într-un om dacă are vreo șansă sau nu. Eu acum am venit la dumneavoastră să-mi spuneți clar și vă promit că nu mai vin niciodată. Bă, dar am fost atât hotărâtă, deci credeam și eu ce spun, eram acolo... Aveai decoltă sau nu? Nu, eram cu minte, foarte cu minte, da? În blugi și cu un plover pe mine și cu o geacă. Ce crezi că puteam să fiu în 1999? Și i-am spus așa, zic, dumneavoastră ca profesionist, trebuie să-mi spuneți acum. Eu vă cânt, n-ați vrut nici măcar să mă auziți. Eu vă cânt, vă las aceste cântece și dumneavoastră îmi spuneți dacă sunt în stare să fac asta, dacă e locul meu, nu vreau să fac carieră din asta. E oful meu să am aceste piese imprimate cu dumneata. Pot să mă duc la oricine. Bani n-am. I-am spus și asta. Între toate alea ce peronam eu acolo. Zic, bani n-am, dar sunt convinsă că vreodată... Dar iubirea de moșie? Atenție, zic. Veți avea poate și dumneavoastră nevoie astea, de cineva pe scena radio care să vină să vă cânte fără să vă ceară nimic. Și brânci ocupat. Exact.
exact. Bun. Păi s-a uitat, nu-i venea să creadă că un copil îi vorbește așa. Bă, era aproape de sus, adică nene. S-a uitat la mine aproape bâlbâit, zice, ia cântă, mă. Adică ca și când, hai bine să te aud. Iam, și aveam bocetul ăla. Bă, nene, deci bocetul ăla... Ce bocet, mă? E, crezi că mai știu? Nu mă întreba cum acum. Cum, mă, a fost... Au trecut 25 de ani, sunt bătrână și bolnavă. Lasă-mă, bă, bocetul, cum a sunat bocetul. Nu mai știu, pe cuvânt dacă mai știu. Dacă mi-aduc aminte, o să încep, indiferent unde suntem cu podcastul. Că și o să încep cântat, să bocesc indiferent unde suntem. Absolut, bineînțeles, mai ales atunci când o să fie distracție mare. Știi că azi e ziua bucuriei, zâmbetului, distracției, nu știu când ne întâlnim, e la fix. Bun, dacă tu ai pus lui Florica mâzgă pe masă ceva... Mâzgoi, așa. Așa, fiți atenți, deci mi-a dat ceai. Acum uitați-vă și voi, Brânciu îmi pune vin. Păi mă, băiatule, așa și ai învățat tu că să pune, să face treaba. Ăsta nu mai are ce să caute aici atunci, dacă bem dispară vin. Ceaiul din... Deci să dispară ceaiul, luați-l de aici. Să vină cuza. Să vină Ia cuza. Să vedem. Să vină cuza. Băi, cum ai făcut, băi? Eu n-am avut curajul tău, fetița mea. La mulți Uite ani. Uite așa, la să străiască, mă bucur că ai venit. Doamne, Doamne ajută. La mulți ani. Și ai și ales bine. Da. Rozeul îmi place. V-am vopsit, bine. M-au lexat de la Dominile Cuzei, am zis, vreau un roze vopsit. Vopsit cu talent, desigur. Și, băi, formidabil, cum ai făcut acolo? I-am spus pur și simplu așa, am început să cânt și a zis, bine, uite, săptămâna viitoare, dar nu pot mai mult de o zi, într-o zi trebuie să facem tot. Și zic, când vreți noastră, oricând, mă pregătesc, vin. Și am imprimat tot, m-am dus la doamna, acolo într-adevăr cu doamna Elize la fel, am deschis ușa la doamna de la Electricord, cum o chema? Andreescu, Cornelia așa, Andreescu. Așa. Bună ziua, bună ziua, zic, eu vreau să edităm, pac, pac, acolo am plătit, că erau niște chestii de pentru editare corect, și așa. Da. Și uite așa există și astăzi un album Iuliana Tudor cu piesele Floricăi Mâzgoi, cu tot ce însemna lucrul meu la Școala Populară de Art acolo. Câți ani aveai? N-am făcut nimic cu el. Mă, dar există, vezi? Bă, câți ani aveai? Am editat. 22. 21 de ani. 21 de ani. Da. Și eu m-am căcăit. 21, 22, 23, 30, 30. Așa. Stăteam, și la 35 de ani zic, hai să scoți album la 35 de ani. Uite, hai să spun ceva. Am început acum niște cursuri cu tineri artiști de folclor, cei Așa. Care doresc să intre în lumea asta. Așa. Și le-am spus un lucru foarte important. Dacă vrei să rămâi în istorie, singurul lucru care contează e arhivarea. Tot ce arhivezi înseamnă urme ale tale. Înseamnă moștenirea ta. Entertainmentul, da? E moment, bucurie e pentru clipă, oameni, dispare. S-au dus acasă. Istoria reține doar ce înseamnă valoare și e arhivat. Acum înțelegi de ce fac eu podcastul ăsta cu Să tine? Să mai rămână ceva și după tine, totuși! Peste 200 de ani. Nu mai vorbesc. Păi nu o să mai ai cu ce articula. Ce vorbești? Tudor. Brânciu. Bă, YouTube peste 200 de ani crește exact. Mai Exact. E, nu, normal. Nu mai YouTube. Dar auzi, dintr-o răsuflare se schimbă canalul. Da, da. Din altă răsuflare, cred că bate cineva la ușă să intre cu... Ți-am pregătit pentru început niște bachețele de primăvară. Păi bine, mă, Horia. Da, zi. Eu în față de pachetele. Uitați-vă un pic așa la mine. Păi uitați-vă, serios, doamne și domnule, vă rog frumos. Deci uitați-vă așa. Oi fi eu slabă, dar pe cuvântul meu că mănânc mult. Deci o fi zis săraca, e ca o scobitoare. Hai să-i aduc niște scobitori și cu niște pachetele. Uitați-vă voi ce mi-a adus el de mâncare. La așa vin bun de la Cuza, mă nene. Priate, când îmi zice, băi, am față de pachetele. Păi pe bune, mă nene. Uite ce, fii de aici. Stai să vedem, stai, întâi învață-mă, doar, deci. Sunt doar un fel de, zi iubire cum e, un fel de opening. Bă, nu știu de unde vii tu, dar eu la mine în România, da? De opening, România. De opening, așa. Mă, eu știu că e cu brânză, cu slănină, cu o ceapă, cu ceva mai românește, așa. Nu, da, e bun și cu pachetele. Deci bun și cu pachetele, stai, așa, fac bine? Băi, dar de unde știi noastrele? Păi nu, e logic, că dacă se rup, se așa, le ia...
peci. Da, 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 foarte bine. Stai, că nu, uite, n-am ținut bine. Nu, nu, așa. Cu inelarul, așa. Ăsta e. Pe toată lumea învăț. Stai. Deci ăsta se fixează așa. Așa, da. Astea trei rămân libere, da? Astea rămân libere, așa. Ok. Da. Deci între ele două trebuie să fie o tensiune, da? Da, asta, da, da. Asta e baza. Da. Și atunci și îl pui și pe ăstălalt așa. Iar tu în spate aici, pac, ăsta ține, iar ăstea două îl manevrează. Nu Aha. te duci la jumătate, ci în partea a doua Aha. a bețișoarelor. Și faci așa. Da? Și faci... Mult mai practic indienii. Ce ai făcut, mă chinui? Lasă-mă în pace! Lasă-mă! Se vede că ești tânără. Nu, se vede că sunt de la țară. Tu erai și culegeai. Tu știi unde eram eu în timp ce tu erai cu doamna Florica? Culegeai folclor? Eram în pădure. Ascultam... Haiducul Horia Brenciu, vă rog frumos. Ascultam... Fii atent aici. Ascultam ciocârlii. Ascultam... Ia. Deci n-ai cum. Nu, n-ai cum. Și cum asculta, Horia jelea și se tot măhânea, cosânzeana lui. Dar-s bune, să știi. Orchestra Patru Prăjini. Chiar aici eu sunt bolovan. Că ei sunt prăjini, eu sunt bolovanul. Felicitări. Deci eu vreau să spun că m-am apropiat treptat de muzica populară. Eu n-am iubit-o din prima. Și acum, pentru că noi... Știi cum am început noi pe 1 ianuarie? Cu Mioara Velicu. Știu, da. Deci Mioara a fost pentru noi o desfătare. Personaj extraordinar. Îmi place să-i spun nemuritoarea. Am sentimentul că, vezi, e un om fără vârstă. Atâta timp cât ea reușește să comunice cu copii, cu adolescenți, cu tineri, cu octogenari, cu noi, aflați în mijlocul vieții, e în ea. N-a învățat-o nimeni, vezi? Da, exact. Bă, nene, e în ea. Așa este ea. Plus că ne spunea, ce ne spunea? Zice, bă, eu nu știu să iau, eu știu să flori după tonul tău. Zic, ba da, poți. Iara, mama, eu ascultă-mă bine, uite, poți. Deci a fost aici o desfătare și apropo de noi. Și apropo de societatea asta în care trăim. Băi, vezi că te apropii de 50 de ani. Da, da, da. S-a cam dus. Mioara Velicu aniversează anul ăsta 80. O să facem un eveniment la Sala Palatului împreună, da. Știu, nu Mioara are nevoie de bodyguard. Deci nu în decembrie, pentru că e ocupat cu Brenciu. No, o să fie pe 22, 23 și 24 noiembrie. Noi în octombrie. Perfect, o să ne pregătim și pentru octombrie și pentru noiembrie. Abia aștept să aud lucrurile astea. Tu ai cântat ca solistă în corul liceului pedagogic din Ploiești. Așa este, doamna profesor Petre era profesoara de muzică. Exact, eu cred că lumea nu te cunoaște. Sigur, în anumite medii ești cunoscută pentru că tu ai făcut în anumite studii, dar pentru mine a fost o surpriză. Eu, acum 15 ani, când noi eram împreună la acea emisiune, odată în viață, eu nu știam că tu ai studii muzicale. Intuiam că te vei fi pregătit de pe undeva, dar eu nu intuiam chestia asta. Iar tu cu toate albumul ăsta făcut, cu studiile tale muzicale, cu dragostea asta a ta pentru muzică, m-ai dat peste cap. De aceea, eu cred că pe albumul ăla, e o piesă. Zima asta de pe album? La Fântânița din Plai, da. Asta e de pe album? Dar nu mai știu, pe bune, deci dai seama că e totuși 25 de ani. Și nu le-am mai cântat de atunci. Nu le-am mai cântat de atunci? Asta e o greșeală! Iuliano! Doamne, păi să spun de ce am renunțat la cântat. Vezi? Am ales să fiu om de televiziune și atât. Fii aici. Din mai multe puncte de vedere.
Din mai multe istorii ale unor oameni mai mari decât mine, eu am învățat că niciodată nu-i prea târziu să te apuci de muzică, niciodată nu-i prea târziu de... Tu ești exemplu în acest sens. Corect. Dar... Niciodată nu-i prea târziu să te apuci de ceea ce îți face plăcere. Da. Iar tu ești, cel puțin ai demonstrat până acum, în câteva minute de când a început podcastul, că tu poți să le faci bine pe amândouă. Pentru că acum... Nu știu ce să zic. Ești modestă tu, lasă. E bine să fii modestă, dar astăzi sunt eu contrapunctul tău. Vezi, Coria, ai spus un lucru foarte important. Îți face plăcere. Nu am simțit niciodată o plăcere extraordinară să cânt. Așa cum simt să fiu la microfon, uite și acum, să mă simt bine cu voi, să prezint emisiuni, să fac emisiuni. Plăcerea de a cânta, bă, nu se poate, nu poate fi pusă pe aceeași treaptă, da? Cu ce înseamnă plăcerea de a face... Ai avut acum singură să cânți 5 piese legate? Dragul meu, am cântat 3 piese legate. Dar ce vreau să spun este că am așa o... E un stres legat de... Să fie intonația bună, să vezi, de-aia nu e bine să știi nici prea multe, vorba doamnei Velicu, lasă așa. Intonația, cum sun, cum nuanțez, respirația. Bă, nene, și când simt că nu-mi iese, că eu mă aud, eu știu exact unde greșesc și știu sigur că sunt un mediocru, nu excelez. Ori am avut această chestie de la mama mea, privește-te în oglindă și ieși în lume când știi că ești pregătit. Uite, asta facem acum. Ne pregătim să ieșim în lume. O, Doamne! Ne pregătim să... Doamnelor și domnilor, m-a angajat... Mergem la fântăniță, băi! Dă-i fântăniță acolo, băi! 1, 2, 4, 9, 7, 7, 7 și... Hop! Hop! Mai zile, băi, și te doare! La fântâniță și mâncai și pe Neica mi-l chemai, măi, să vină Neica, măi! Puse-i masa și mâncai pe Horică mi-l chemai, măi, prezent, zile mare! Hop! Deci nu cânt! Hop, hop! Da, da, da. Neică floare de uscată, măi, măi, nu lega ca nea cealaltă, măi, măi. Te mai gândi a mai iubi, lasă ca n-a mai opri, măi, măi. Dacă ai gândi a mă lua, lasă ca n-a mă lega, măi, măi. Să cânte orchestra! Amarăi frunza pe mine, măi, măi, mai amar dorul când vine, măi, măi. Amarăi frunza de fac, mai amar dorul cel drag, măi, măi. Amarăi frunza de mus, mai amar dorul cel duc, măi, măi. Amarăi frunza de fac, mai amar dorul cel drag, măi, măi. Amarăi frunza de mus, mai amar dorul cel duc, măi, măi. Bravo, băi, fata mea, băi! Paraschiv Oprea a fost un... ce să mai... Aș vrea să numesc Horia Brânciu Paraschiv din clipa de față. Uite, dacă ar veni la mine acum un tânăr cu textul ăsta, i-aș spune că n-are ce să caute cu el în emisiune. Pă bune? Serios? Vezi ce înseamnă? Atunci nu aveam cunoașterea și experiența de acum. Nu aveam audițiile din Cardexul Radio. Nu aveam audițiile din Arhiva Televiziunii Române.
vezi, totul se așează. Absolut. În 25 de ani. E ca și când urechea ta, și da, asta spun și copiilor din Academie, da, ca urechea ta, odată ce inhalează, face audiții peste audiții, se dezvoltă efectiv. Și mai e ceva, intervine și gustul, se rafinează. Absolut. Dacă știi ce să asculți și ai o îndrumare, automat gustul tău pentru muzică bună se dezvoltă. Nu că vreau să mă laud, dar eu am ales piesa asta și am zis, hai să caut versurile. Nu există versuri și ți-am luat frumos melodia și am... Ieri noapte eram așa. Amară-i frunza de fag, dar eu trebuie să fi dormit deja, măi, măi. Amară-i. Și am scos toate versurile tale și am scris peste-a. De ce? Pentru că există așa aici o hibă. Piesa asta e interesantă, dacă mă întreb pe mine. Nu este... Muzical, da. Muzical, da. Dar e un text ușurel și care nu prea are legătură cu folclorul. Vezi tu, niciodată în folclor n-o să auzi de a-i gând, de a mă lua. Păi asta deja e literar, deci n-are ce să caute în structura... Direct. Direct, deci n-are ce să caute. Nu, ce este de a mă lua? Deci după întâlnirea cu Florica, lucrurile n-au mai stat la fel. A, categoric, da, da. Nu, după întâlnirea cu Elize Stan, lucrurile n-au mai stat la fel. Da, cu Elize, da. Da. Dragostea Elize. Bă, vreau să spun o chestie, vreau să întreb o chestie, pentru că mi-a ajuns în fața ochilor acest lucru și vreau să întreb dacă e ceva de adevărat aici. Undeva ai declarat că cineva... te-a marcat interdicția dirigintelui tău de a spune Tatăl nostru? Da. Cum așa? În gimnaziu se întâmpla, Dumnezeu să-l ierte, nu mai este, dar vezi, mi-a rămas treaba asta pentru că am avut un soi de revoltă în clipa aceea când a zis să nu vă mai aud, nu știu de ce, ne-a văzut ori închinându-ne, ori era o chestie de joacă. Da. Și a intrat la clasă și a zis să nu vă aud vreodată cu prostii din astea, cu Tatăl nostru și nu știu ce. În momentul ăla, știi cum vede taurul roșu? Aoleu. Deci, nu știu, eu fiind educată așa în familie, da, corect, mi s-a părut cu ce drept, și chiar dacă eram pe vremea lui Ceaușescu, atenție, da, omul era îndreptățit să spună că la școală nu vorbim despre asta. El absolut avea un mandat. Dar vezi, pentru mine copil, venită de acasă, gândire liberă, nu... contează, nu simțeam ideea de comunism la mine în casă, n-am simțit-o. Ca și copil, nu. Exact. Da. Și m-am ridicat frumos și am spus, ba, domnul diriginte, pe mine nu mă puteți opri în a spune Tatăl nostru dacă simt nevoia să o fac. Și ce ți-a zis? Stai jos. L-a sunat pe tata, l-a chemat la școală și i-a spus, aveți grijă că nu este pe o direcție bună copilul. Dacă se repetă, mă gândesc serios să-i scădem nota la purtare, ca să înțeleagă. Cu astfel de lucruri și atitudinea pe care a avut-o, nu a fost ceva potrivit pentru școală. Și a venit tatăl meu acasă, bineînțeles, și a zis, auzi, vezi că m-a luat, că nu știu ce, că ai zis, că Tatăl nostru, că nu știu ce, și zic, așa, și ce trebuia să fac altfel? Nu, tăticule. Dar zice, hai să vedem cum facem în așa fel încât să nu ai probleme, pentru că îți poate face probleme. Și atunci am avut într-adevăr grijă, dar vezi, momentul, clipa aceea mi-a rămas în minte și de foarte multe ori îi spun și lui Tudor, vezi, povestea asta legată de ceea ce înseamnă credința noastră, în ce credem, este libertatea fiecăruia de a alege în ce crede. Dar e foarte important să știi că tu ai fost creat de cineva. Că este ceva deasupra noastră care a așezat totul într-o armonie perfectă. Este inexplicabil și științific. Și aș vrea, și am avut de foarte multe ori ocazia să stau de vorbă cu persoane care nu cred în nimic de acest gen. Și am pus o singură întrebare. Bine, dar cum îți traduci științific sufletul? 21 de grame. Cum? Cum? Despre asta e vorba. Ori vezi, umanitatea noastră e definită în primul rând prin suflet. Ea nu se definește științific. Iar umanitatea e singurul motor care ne mai ține pe planeta asta. Singurul motor. Iar copiilor, din punctul meu de vedere, și spun ca mamă, cel mai important cadou, să folosesc acest cuvânt, pe care îl puteți oferi copiilor de foarte mici, este să-L aibă pe Dumnezeu cu ei. Să știe că se află sub protecția Lui, să știe că atunci când le e greu, se întorc întotdeauna la El și totul se va rezolva cumva, să știe pentru ce luptă și că în orice luptă nu e singur
și să mai știe că aceste trei direcții, credința, iubirea și speranța, sau nădejdea, cum se spune, sunt singurele după care trebuie să-ți ghidezi viața. Și vezi că se numește Allah, că se numește Dumnezeu, că se numește Buddha, că se numește cum vrem noi. Corect. Eu nu am treabă cu ceea ce crede Horia Brenciu sau oricine altcineva. Ce vreau să spun este că, vezi, legile universale sunt aceleași pentru noi toți. A trăi corect după cele 10 porunci n-are legătură nici măcar cu ceea ce am spus eu, cele trei coordonate. Are legătură cu a fi corect cu viața. Hai să le spunem copiilor noștri că atunci când ai credință, nădejde și dragoste, totul devine mai simplu și trăiești în armonie, ești în echilibru cu tine, nu ești nefericit. Un om care crede își pierde poate direcția o vreme, dar de pe fundul prăpastiei, dacă strigi după ajutor unde trebuie, te-ai ridicat. La 21 de ani, când i-ai spus Paraschiva Oprea ce ai spus, atunci ce știai din tot ce mi-ai spus acum? Știam ceea ce trebuia să știu. Pentru momentul ăla? Nu. Știam ce trebuia să știu pentru a mă salva pe mine, cea de la 27 de ani. Dacă n-aș fi știut ce trebuie să fac cu mine, dacă n-aș fi avut din familie, vezi, aceste modele, dacă nu aș fi stat de vorbă cu el, așa îi spun eu, cu tatăl meu de sus, și o făceam copil fiind, spunându-i, Doamne, mă duc la treapta întâi. De ce fac eu, Doamne, pe bune, eu nu stăpânesc la matematică, geometria aia m-a nenorocit, ce mă fac? Nu știu, îți dai seama, și toată lumea asta în jurul meu așteaptă de la mine niște lucruri. Și vorbeam cu el și îi spuneam, ajută-mă tu, nu știu, dă-mi tu direcția bună, eu fac tot ce ține de mine, deci o să muncesc, o să scriu, o să învăț. Dar vezi, mai era ceva acolo la care m-am raportat tot timpul. Da, 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 un partener de încredere în care aveai totală încredere și care simțeai că poate să-ți dea putere. Sintagma asta, vezi, nimic fără Dumnezeu. În special când ne e greu, ne ducem acolo. Dar de ce să nu o facem și când ne e bine? Când se bine, corect. De ce să nu fiu recunoscător? Acum tot aud studii științifice care spun că în momentul în care te rogi, neuronal se petrece ceva atunci când spui Tatăl nostru. Sunt studii de asemenea care spun tot ce înseamnă energia omului vindecătoare este cea care aduce binele pentru el. Îl însănătoșește, îi aduce lumină, știi, împrăștie haosul cumva. Păi dacă o zic, au început să o spună și oamenii da, corect. Din zona științei. Da, au avut posibilități de a investiga creierul, probabil, și au văzut niște mișcări acolo. Țin minte că toată copilăria mea am stat în biserică și atunci Paștele, nu era până la 12 și un minut, până venea lumina la tine și plecai, și era până dimineața. Până dimineața, la 5-6 mă întorceam acasă. Știi? Așa e, da. Să spui poveștile astea copiilor, sunt întâmpinate cu un zâmbet, știi? Da. Că nu mai este acea consistență. Dar uite, vezi, e ca și cu folclorul, Horia. Hai să le prezentăm și religia, da? Ora de religie. Am spus în cartea aceasta, fericirea nu costă nimic. Întrebată fiind de jurnalistul Răzvan Bucuroiu, ce părere am despre povestea asta cu ora de religie? Din punctul meu de vedere, ea nu trebuie predată ca o materie. Normal. Ea nu e o materie, e despre sufletul copiilor. Categoric. Și am spus acolo ce aș face eu. I-aș lua pe toți, i-aș duce să luăm o înghețată și m-aș duce în curtea bisericii și le-aș povesti lucruri. Școala altfel, da. Cu valoare, să zicem, da, istorică. În primul rând istorică. Trebuie să-i conectez cu ce s-a întâmplat într-un timp sau altul. Sunt lucruri reale. Așa. Da? Nu că deci, așa povestești așa tu trebuie. Acum îmi închipui că îi duc pe copii undeva în Brașov și acolo iată. Peste toate istorii la fiecare pas. Exact, da. Exact. Adică partea asta trebuie, vezi, adaptată și ea acestui timp și acestui fel de gândire. Pentru că telefonul le determină alt tip de gândire. Exact. Dacă mă întorc pe un alt făgaș, exact cum ai dat o cămașă elementelor artistice de la o dată în viață. Da. Adică eu dacă nu servesc un lucru sub o formă pe care tu, la vârsta ta, o poți înghiți mental, exact. Atunci respectiv oricum caut alt lucru. Și uite, mi-am propus acum, făcând aceste cursuri cu copiii, să încerc să le schimb, să-i scot din paradigma în care consideră că a fi solist de folclor presupune în primul rând o anumită seriozitate, o anumită atitudine, o anumită, e o chestie trasată deja.
Măi, când tu ai 16 ani, te-ai îmbrăcat în ie, bun, în costumul popular, vino cu starea ta, da, 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 a vârstei. Nu trebuie să fii ca un om matur care vorbește serios, da, tratăm cu respect, dar e vorba de energia, da, pe, da, care, da, muzica o ai. E bucurie până la urmă, absolut, nu este sigur. Absolut, sigur că da, sigur. Și vezi, are legătură și cu preocupările oamenilor din timpul în care tu vrei să te duci cu mesajul ăla acolo. Dacă eu acum aș intra în TikTok, îți dai seama că n-aș pune tot ce înseamnă obiceiuri, tradiții, cântecele astea, nu le-aș pune cum le așez eu la televiziune. Da. Deloc. Fiecare, și vezi, asta e provocarea în permanență. Dacă vrei într-adevăr și ți-o asumi asta ca fiecare misiune. Fiecare palier cu interpretare, cu modul de a interpreta. Absolut, absolut. A fost redactor, coordonator și moderator pentru mai multe proiecte la TVR, printre care Odată în viață, Nu uita că ești român, La telefon, Muzica populară, cu care ai și început. Să nu uităm aici de teledonurile TVR, festivalurile Cerbul de Aur, Mamaia Folclor, Maria Tănase, Gala TVR 50, 60-65, așa? Aleluia, România din suflete, premiile TVR internațional sau Gala Crucea Roșie. Am omis ceva de aici? Sunt multe, da, îți dai seama. M-a rugat cineva să fac un CV zilele trecute. Te rog frumos, fă un CV! Nu, deci m-am uitat pe ce aveam deja scris, s-a oprit pe la 2013 și erau vreo 10 pagini. Mm. Și zic, bă, nene, și din 2013 până în 2023 mai sunt încă 10 ani. Păi cum mă duc eu cu un CV care are așa cum niște... Să aibă la răbdare să... Da. Deci, Doamne, nu, sunt multe, știi de ce? Pentru că, într-adevăr, tu știi, la TVR sunt foarte multe proiecte realizate în coproducții. Sunt evenimente, da, la care televiziunea română e prezentă. Și atunci au fost, uite, de exemplu, Balul Academiei Cațavencu, adu-ți aminte, da? Am fost realizatorul uneia dintre ediții. Da. E cu totul alt gen, vezi, da, decât, da, ceea ce făceam eu. Dar an după an au fost proiecte noi. Acum, uite, ultimul în care sunt implicată este Gala Omul Anului la TVR. Da, care e diferit față de ceea, da, ce, da, fac, da, eu, da, pe folclor. Dar e un proiect, vezi, foarte potrivit la Postul Public, în care onorăm, de fapt, eroi din comunități mici care fac ceva. Bă, fără să-i pună nimeni până la urmă. Fără ajutor din partea nimănui. Doar cu sponsori, cu ajutor privat din cu partea unor persoane fizice, locale, și așa mai departe. Să-ți pui mintea, vezi, și energia. Am văzut acolo un pompier, parcă. Măi, și pompier să salvezi. Sau o femeie care salvează cai de la moarte. Deci mi se par, cum să spun, oameni, vezi, la care ne raportăm ca la lucruri exotice, când de fapt e despre bine, bine pe care îl pot face și eu și, da, tu. Aș fi vrut ca printre primele trei știri care apar la știri acolo, la emisiunea de știri, să fie ceva bun. Deocamdată primele trei știri sunt toate rele. Atunci când se va întâmpla primele trei știri să fie ceva, una bună, atunci lucrurile se vor schimba. Știi ce cred? Asta cred, din păcate, pentru media românească, că a făcut să-și scadă foarte mult consumul. Omul nu mai vrea. De nu cât mai vrea. Rău. E sătul să vadă doar rău. Da, da. E sătul. Și ăsta este un motiv. Și acesta. Nu spun că e definitoriu, dar este și asta. Toate lucrurile pe care le ți-am spus aici nu s-ar fi întâmplat. Nu s-ar fi întâmplat deloc. Și aici aici ne asemănăm cumva. Eu mă pregăteam pentru, în 93, mă pregăteam pentru conservatorul din Brașov și țin minte că am fost la mare. Și de atunci la mare mi s-a schimbat viața cu 180 de grade. Acum, tu ai renunțat la o profesie de magistrat, da, avocat, procuror, nu, luptător. Judecător, asta îmi doream să fac. Deci, direct, bun. Judge Juliana Tudor. Din, bineînțeles, din dinastia Tudor, că nu avem altul. Bun. Și tu ai zis, și momentul de schimbare, pentru că a fost un moment de schimbare, alegerea ta, vorba aia, alegerile vieții noastre, eu încep, tu continui. Erai la Tulcea, fraților, era la Tulcea la un festival de folclor. Luase premiul al doilea. Uh-huh. Cu ce melodie, mai ții de? Neic al meu, ce să mă fac, neic al meu, ce să mă fac, măi? Cu două doruri pe cap, cu două doruri pe cap, măi.
Cu dorul mă împăca, cu dorul mă împăca, mă. Dar ce fac cu dragostea, dar ce fac cu dragostea, mă. Acesta era hitul meu. Premiul 2 se atribuie tinerei Iuliana Tudor. Aplauze, nu știu ce, da, pac. În ce costau? Buchet de flori? Mă rog, aveai o diplomă, un buchet de flori, un trofeu, dacă era, arătau diferit premiile 1, 2, 3, și un plic cu bani. Atenție! Băi, fii atent aici, nu vreau... Da, da, da. Anul era 99. 99. Fii atent aici, vreau să vă spun, acum 25 de ani. Fata asta din fața mea era, câștigase, tocmai câștigase un plic cu bani, un trofeu, cu o melodie pe care v-a cântat-o din aur, și era... și-a luat un bilet spre Ploiești, era în gară. Da, da, da. Era în gară. Deci continuă tu. Doamnelor și domnilor, pe sau știu, nu știu cum nas, e cu anul, da. A doamna sau domnișoara Tudor Iuliana Marieta este așteptată la casa de bilete. Deci, s-a auzit clipa asta. Aia, din clipa aia, deci tu, noi aici nu ne vedeam cu ea, dacă nu era anunțul ăsta. Ea putea, și dacă, atenție, dacă nu era trenul. Dacă trenul pleca mai devreme, sau dacă n-aveam o cursă către București, poate se putea să nu fie. Aveam trenul de Ploiești la ora 1, trenul de București era la ora 2 și un pic sau 2, mi se pare că 2. Da, că am mai stat un pic și am așteptat. Și zic, pot să schimb biletele? Că mă sunau de acasă să ajung la un concurs, la un casting la TVR. Sunase profesoara mea de canto, sunată fiind de la Televiziunea Română, unde Anca Fusariu, Dumnezeu să ierte, dragă, m-a văzut la Tezaur Folcloric cântând și vorbind. Era concursul acela moștenitor, da, da, care știu. Erau și probe teoretice. Și am vorbit. Și a zis, uite, fata asta vorbește bine, chemați-o la casting. Fusariu, da, bună. Da. Și vezi, a fost o chestiune strict de destin. Sunt convinsă de asta. Trenul a fost acolo, eu l-am prins, a fost un taximetrist căruia i-am spus, e cursa vieții tale, aveam 10 minute de la Gara de Nord până la televiziune. Și nebună, deci m-am urcat în taxiul acela, nici n-am putea nici de bani, nici de nimic. Deci i-am zis, dom'le, în 6 minute, eu trebuie să am timp și de la poartă. Vezi cum gândeam de atunci. Eu calculam... Nu, tu gândeai de mic așa. Și minutele, exact. Mă, nene, deci știam exact că eu trebuie să ajung și de la poartă până în studioul a zis, cât o fi, trebuie să mai am măcar 3 minute. Și am coborât, am aruncat niște bani acolo și am ajuns, eram ultima. Doru Dumitrescu, Mariana Șoitu, Titus Munteanu, Anca Fusariu, toți. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Liniștiți-vă, stați așa. Eram într-un... aveam un maieu negru și cu o fustă se purtau atunci fustele de vâscoză. De-aia largă. Ziceai că eram femeia care vinde flori la costul străzii. Așa. Nemachiată, nenimic, cu necoafată, ce vorbești, părul prins și aud. Vă rugăm să vă desprindeți părul. Te-a lovit în orgoliu? Bineînțeles. Zic, dar nu vă supărați, de ce? Domnișoară, sunteți la un casting la televiziune, vă rog. Doru Dumitrescu, știi cum e? Aole, Doru, cățaș, Doru. După aceea, ani de zile îmi spunea, învățătoreasă! Treci încoace! E cum îi zicea? Stai da. Să... Nu, zicea, domnul Brenciu, vină, te rog, am ceva să-ți te muștruluiesc, ceva. Da. Extraordinar. Da, dar vezi, am avut șansa să mai prindem niște oameni de televiziune extraordinar, de la care am învățat meserie de adevăratele. Da. Și uite, asta, așa a început. Mai câte dată că tu au fost de acord cu alegerea ta? Nu, mamă, continuă, mamă, să cânți. Lasă, nu, dai... am transmis acasă că am trecut castingul și că în 2 săptămâni urmează să intru în direct. Cei mei au luat-o, bă, dacă te chema Televiziunea Română, te duci acolo și vezi ce e de făcut. Am în înțeles. Sinea mea, știi cum am zis? Și am bă de pierdut. Mă duc, văd eu ce-o ieși și măcar o experiență. Okay. Și atunci m-am aruncat și nu mi-a trebuit. O lună de zile, o lună jumătate, eu am știut că acolo îmi place. Da. Așa a fost să fie. Eu am declarații de tale din primele zile pentru că am fost foarte abil și le-am cules. Exact cum tu culegeai acum mult timp. Și tu ziceai așa. Când și unde l-ai văzut prima oară? Chiar aici, în studioul 3. Eram undeva, acolo, pe grila de lumini, nu știu dacă exact. Se poate vedea. Stăteam ascunsă, da, aici se făcea robingo.
Și stăteam pitită. Incredibil, ca să văd cum se face o mega producție. Eram în primii ani de televiziune. Atunci l-am văzut prima oară pe Horia. Și ce credeți că a făcut Horia atunci? A intrat în platou, se pregăteau de filmare. Striga producătorul: începem, adunați pe toată lumea. Și ce credeți? Erau 3 sau 4 fete care întorceau cifrele la panoul acela și mâncau dintr-o înghețată. Și a venit Horia la ele și a zis așa: ce faci? Mănânc, vrei și tu? Și i-a luat înghețata și i-a băgat așa. Aici este un platou de televiziune, domnișoară. Aici avem treabă. Mergeți dumneavoastră și mâncați înghețata în altă parte. Și mi-a plăcut foarte tare lucrul acesta, respectul pentru ceea ce făcea. Da, următoarea întrebare, cum l-ai cunoscut pe Horia? Prima oară, cred că pe pasarela din turnul TVR și studioului, atunci când m-a oprit și mi-a spus: am văzut emisia pe care o faci, e foarte bine, bravo! Îmi place că e exploziv, îmi place că e exploziv, plin de viață, îmi place că îi place ce face, îmi place că se bucură de orice și îmi place că e Horia. Astea s-au întâmplat în urmă cu șase... Viață. S-au întâmplat în urmă cu șase... Păi cum să nu mi-aduc aminte? Cum mi-a cântat mie Horia Brenciu, odată în viață: păi cine te-a făcut pe tine, Tudorițo, nene? La emisie, da. Așa înaltă și subțire, Tudorițo, Horia, dragă, la da, da, da. Da. Doamnelor și domnilor, am să fac ceea ce nu obișnuiesc să fac niciodată. Să tac. Pentru că el... vorbește mult mai mult decât mine. Deci asta era nouă cu șase ani. Da, mișto, foarte fain. Îți mulțumesc foarte mult pentru cuvintele astea, pentru că... Păi asta ești tu, de fapt. Și cred că, vezi, spuneam la mai devreme, m-am raportat la oamenii care contează. Și când spun asta, mă refer la urmele alea, știi? Da, pe care le lași. Horia Brenciu nu e genul care să nu lase urmă. Tu și dacă ești pe un hol... este clar că se știe că a trecut pe acolo Horia Brenciu. Și exact cum am spus și acolo, cuvântul pe care l-am ales în a te defini este viață. Televiziunea înseamnă, în primul rând, trebuie să ai această calitate. Să ai viață în tine ca să poți să dăruiești viață. Absolut. Când nu ai tipul ăsta de energie, nu poți face divertisment. E mult mai greu. Dar vezi, astea-s date native. Care, da, se șlefuiesc și prin experiență și prin contextul în care ești așezat și prin niște mentori buni și așa mai departe. Dar trebuie să fie în tine. Iar ție îți place să te joci. Asta ești tu. Da, asta ce să faci? Asta e un fel de joacă, să spun așa, coordonată. Da, da, da. Și mă bucur de fiecare dată când noi... Păi uitați-vă câte foi are acolo. Noi ne bucurăm împreună de toată joaca asta. Astăzi e o zi specială din multe puncte de vedere. Dar tu ai făcut-o și mai specială prin ce mi-ai spus de dimineață. Astăzi e ziua lui Răzvan. Răzvan Văcăroi este de 25 de ani alături de tine. Da, nu de 25 de ani. De 27 de ani. De 27 de ani și vezi, toată lumea mă întreabă cum reușim. Și totdeauna am spus, cred că e bine să-l întrebați pe el. El duce greu sau cum? Pentru că omul rezistent în această căsnicie este el. Vreau să vă spun despre Răzvan, poate nu știați, dar este un om de afaceri, proprietar unei companii specializate în consultanță pentru afaceri și management. Este și manager general al unui firme care se ocupă de realizarea de fațade ventilate pentru clădiri. Mai face chestia asta? Bineînțeles. Acum, dacă tot facem promovare, doamnelor și domnilor, spre binele familiei, să crească copilașii ei, vă rog frumos, fațade ventilate pentru clădiri. Oh, deci, dacă aveți nevoie de fațade ventilate pentru... Domnul Ștefan, aveți nevoie de un saxofon ventilat cu fațadă? Domnul Cristian, aveți nevoie de chitară cu fațadă, cu ventilată? Răzvan este omul de care... Dom'le, e inginer și asta este. Sincer, asta dar face. Sincer, fără să... Ai fost vreodată la locul lui de muncă unde muncea el? Să vă explic. E o întreagă poveste. Deci, soțul meu e genul de englez. Englezul căruia îi place ca acest pahar, dacă stă aici, peste 10 minute să-l găsească tot aici. Tot. Dacă eu am mutat asta aici, știe că e aici și o găsim așa și peste jumătate de oră. Peste mâine, de exemplu, dacă astea nu mai sunt aici, sunt aici, nu e bine. Trebuie așezate înapoi.
Imaginează-ți tu dacă eu m-aș duce la el la birou, ce ar fi în condițiile în care eu sunt taifun și toate astea le reașez, le fac cum vreau eu și îmi fac spațiul meu. Contracțiile, auzi, contrastele se atrag. Da, exact. Și cred că vezi, și acesta a fost un noroc pentru noi. Nu m-am intersectat neapărat cu lumea lui, deși știm, colegii, ne cunoaștem și așa mai departe. Recunosc că nici nu mi s-a părut interesant nimic din ceea ce ar însemna niște... Fațadele ventilate instalații, nu sunt interesante? Răuzi, deci instalații, deci mai cum sună cuvântul pentru artistă, instalații, de-astea, exact, construcții. E ceva, e altă lume. După cum și lui, lumea noastră, nu i-a plăcut deloc. Nu cred. L-am luat cu mine la un eveniment mondan, mi-aduc aminte, în primii ani de carieră, erai și tu acolo. Și s-a uitat cum eu m-am dus la fotografii, cum a venit, nu mai știu cine m-a luat în brațe. Noroc că nu m-ai luat în brațe atunci. Și ce să zic, ne-am dus acasă și zice, băi, eu în lumea asta nu. Deci nu. Nu-mi place. Nu mă simt bine și să stea cu fotografia după mine și să zâmbesc asta cu zâmbitul la fotografie. Nu-i place. Da, să stea la fotografii. Și atunci am căzut de comun acord că nu ne supărăm deloc. Dacă nu ați... Eu mă duc în treaba mea, tu te duci în treaba ta și noi ne vedem de spațiul comun care rămâne doar al nostru. Și da, e o regulă pe care am respectat-o. Când o să câștigi Grammy-ul cu albumul ăsta... Trebuie să vină și el la Grammy. O las pe Miley Cyrus, lasă așa. Lasă Miley Cyrus, o să vină Răzvane, o să câștige că se fac cel mai bun album de muzică populară din toate vremurile. Da. Iuliana Tudor, ce faci atunci? 2001 a fost momentul în care v-ați spus uite-te da. Uite-te și tu cum era, Doamne, ce acești doi ce porumbei timp. Aflați în cadru. Da, vezi... la fel ca și toate poveștile voastre, pentru că se apropie Paștele, povestea voastră a început la un Paște și eu cred că sărbătoarea asta a Paștelui are o dublă valoare pentru voi și pentru cea religioasă, dar și pentru întâlnirea voastră. Atunci ne-am cunoscut, în noaptea de înviere. Bun, fie de aici. Sunt înainte de 12, stau și un tip... Atunci tu erai cu de-asta, dacă e mai mare decât mine, nu bag botul. Așa erai, nu? Habar n-am, nu cred că mă gândeam neapărat la asta, nu. Bun. Din potrivă, să știi că mi-au plăcut băieții cu ani mai mari decât mine. Deci, vezi, nu sunt mai... Am insistat eu atunci în 99, fie de aici. Nu te-am chemat de mă... Nu te-am chemat de mă pasarelă. Vino aici, Iuliano, mă pasarelă. Fie de aici. Și stați așa, amândoi. Tu cu familia ta, el cu familia lui. Nu, eram singură. Tu te duci la... Bine, ok. Aveam totuși o vârstă. Nu? E singură. Singură de Paște. La biserică. Și cu, eu sunt Iuliana, tu ești Răzvan. Abordează-mă. Hai. Păi nu, că nu el m-a abordat. Deci, eu l-am abordat. Ce n-ai înțeles? Eu sunt Răzvan, tu ești Iuliana. Da. Abordat. Ce, sunt curios ce spui. Cât e ceasul? Ai cumva un ceas? 12 fără. Nu. Nu. Răspunsul a fost așa. A, era ceas pe biserică. Era un ceas pe perete, fix în fața noastră. Ce... Primele gânduri ale lui Răzvan, vreau să zic, aoleu, altă chioară. Altă chioară, uite, aoleu, își vede ceasul. Și am mai avut o problemă, mi-a spus după aia. Zice, mă, te văzusem prima oară, m-a văzut pe autobuzul cu care mergeam către liceu. Și era perioada în care eu purtam numai fuste lungi. Și zice, mă gândeam, bă, săraca, hai că am văzut-o o dată, de două ori, bă, dar numai cu fuste lungi umblă. Ți-ai seama ce picioare urâte o avea. Mișto. Da. Și... Avea din prima... trebuie să ajut pe sărăcuța asta. Sărăcuța. Mă, trebuie să-i dau. Și după aceea... Bună ziua, curierul! Acum 25 de ani era curierul. Da. Curierul, v-am adus un pachet. Pac, o fustă scurtă. Cine a fi dat-o? Da. Și așa a început. Așa a început. După două săptămâni i-am spus că nu mai vreau să ne vedem, pentru că atunci a intervenit ideea că el era pornit pe o treabă serioasă, adică pe a se căsători. Avea 27 de ani. Ori eu plecam la facultate și am zis, ce-mi trebuie mie? N-are rost. Și ce să vezi, a zis, ai mai gândește-te și mai stăm și mai vedem și mi-a dat timp. Știi? Și uite așa, a trecut timpul și după ce am terminat facultatea, hotărâtă fiind că rămân în televiziune, i-am zis direct, uite, vin București, rămânem și construim împreună sau ne despărțim
Aici atât a fost. El avea afacerea în Plăiești? Nu, atunci lucra la o companie în Câmpina. Aha. Și de seama săracul, i-am zis direct, ferm, e ori, ori. Bă, tu așa, tot timpul așa ai fost, mă. Da. Din ia păcate... Seama, toate întâlnirile, tu acum, păi tu acum trebuie să... Băi, ia bate tu ceva, ia bate, ia gândă tu la saxofon, băi, ăla cu chitara, ce faci, cu cinco, ia bă. Adică tu trebuie să ne pui la punct pe toți la faza asta, nu? Ideea este că am știut întotdeauna cam ce vreau. Nu stau foarte, mă gândesc, da, cumpănesc și știi cum am un sistem foarte bun de evaluare, tot de la mama. Parcă ești cu rachete, am un sistem de rachete foarte bun. Exact. Sol, bine, sol, asta, sol. Asta vine de la Răzvan, totuși, am soț inginer acasă. Așa. Așa, și întotdeauna am evaluat care sunt punctele pe plus, pe minus. Și am știut, asta am declarat și o spun întotdeauna, am știut că n-am să mă mai mărit intrând în televiziune dacă nu m-am mărit atunci, în anul acela. Și de aceea a trebuit să fiu foarte fermă și știam, trebuie să fac nuntă acum, altfel, nu mai e. Nu, nu e asta adevărul, spune-a care e adevărul. Ia te rog. Trebuie frumos. Să mă mărit înainte de a intra în televiziune. Doamne și domnilor, clarvăzătoarea Horia Brenciu. Pentru că dacă intram în televiziune și mă loveam nas în nas cu Brenciu. A, de fapt, da, bă, stai puțin, nu. Deci, nu, nu, asta e adevărul. Alt răspuns. Deci, nu zic de negru, negru era trebuia negru. Trebuia să mă mărit în anul acela... Pentru că altfel dădeam de Brenciu și vai steaua și viața mea. Hai să-ți mai pun puțin să bei, că văd că nu știu, dar nu merge deloc. Deci asta e. Drept pentru care aș vrea să spun că trebuie să îi faci o dedicație tuturor bărbaților care și-au pus pofta în cui atunci, din 2001 încoace. Avem o piesă. Pentru toți bărbații, Turn Back Baby into the Vlei Village. Nu înțeleg ce râzi. Dar nu. Nu înțeleg ce râzi. Concentrează-te. Oh, Doamne. Doamne și domnilor, podcastul cu Iuliana Tudor astăzi, pentru amintirea clipelor târzii. Întoarce-te, bade în sat. Vino înapoi. Vino înapoi la măritat. Întoarce-te, bade-n sat, adoina, 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 că de când te-ai depărtat, adoina, adoina, adoina. Liniștea eu n-o mai știu, adoina, 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 și-mi-e sufletul pustiu, adoina, adoina, adoina. Întoarce-te în sat, acum. Come back, baby. Baby, come back. Fie-ți dor de maica ta, adoina, 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 că și ea te-o aștepta, adoina, adoina, adoina. Amintește-ți pajiștea, adoina, 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 ce ne-a știut dragostea, adoina, adoina, adoina. Doina dulce din caval, adoina, 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 luna când urca pe deal, adoina, 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 de salcâmul înflorit, adoina, 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 sub care-am copilărit, adoina, 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 de porcincea cu nuiele, adoina, 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 și de cântecele mele, adoina, adoina, adoina. Bravo, băi! Dăm bețele la imediat încoace. Da, imediat.
Nu mai merge așa. Gata. Gata. Cam asta a fost mâncarea. Ia și ceaiul ăsta de aici, ia-le pe toate. La căsuța albă sunt atâtea flori la fereș, dar cea mai frumoasă floare dintre toate tu ești. Băi, între noi, ea zice că are o voce mediocră. E prea modestă. Bravo, Iubire. Bravo, iubire. Mulțumesc. Uite, fiimea nu știe nicio melodie populară, dar uite ce bine audă. Da. Mulțumesc. Ți-ai dori vreodată să prezinți altceva, un show de, nu știu, de tip surprize, de tip România au talent? Domnilor și domnilor producători din televiziunile din România, în această seară oferim o știre tuturor. Horia Brenciu și Iuliana Tudor vor realiza împreună un show în care toate ingredientele despre care dumneavoastră știți că înseamnă divertisment vor dispărea. Ceea ce vor face cei doi este, știți cum zicea șeful de la OTV, nici nu știți ce pierdeți. Pierdeți. Da, dragul meu. De când începem? Zic așa, nu știu. Deci asta, uite, mi-ar plăcea, recunosc. Pentru că simt că avem cam același tip de energie și am un confort cu tine, știi? E foarte important și știi și tu, absolut, ca partenerul să-ți dea confort. Și dacă spui o tâmpenie, bă, și dacă te salvează, cum să spun, e o completare permanentă. Dacă tu ai grija celui de lângă tine, e nasol. Pentru că am înțeles corect, da, bravo. Nu mai poți să dai telespectatorului ce vrei tu. Da. Și atunci e foarte important lucrul ăsta. Și de-aia spun, cu tine, într-adevăr, mi-ar face plăcere să fac. Insieme! Unite Europe. Auzi! Vă rog frumos să dezvoltați. Adică ce înseamnă dacă n-aș avea încredere? E imprevizibil. Da. Păi nu, cred că nu mă cunoașteți pe mine. Da. Știți, eu acum sunt foarte drăguță și totuși suntem la un podcast, nu vreau să vi-l stric. Da. Acum m-aș ridica și m-aș duce la domnul acolo, la tobe și nu știu ce are și. I-am spus că, știi că a fost un sex symbol pe vremuri de la tobe. Stimate domnule Brenciu, eu nu vorbeam despre domnul de la tobe, eu vorbeam de tobe. Vezi? Deci vezi? De fiecare dată subiectele ambigue îmi fac plăcere. Nici nu știi despre ce vorbeam. Nici nu știi cum să o dai și unde pică. Întrebare cu un răspuns destul de important. Ai simțit vreodată că ai obosit în toți acești ani la TVR? Ai zis, bă, nu mai pot. Ai zis vreodată nu mai pot? Apropo. Uite, am să spun acum ceea ce simt un pic în ultimii ani. Mă obosește când, cum să spun, când nu există încredere în profesioniști. Producătorii, ca să-i numim general așa, trebuie să aibă în vedere un singur lucru. Dacă vârful de lanț al emisiunii cu telespectatorul se joacă împreună și se simt bine, menține acest lucru. Nu le tăia craca, macarona sau ce vrei tu să le tai. Și de fiecare dată am înțeles că triunghiul ăsta formidabil care aduce o emisiune de succes este vârful de lanț, echipa și formatul. Astea sunt trei elemente fără de care n-ai cum. Unul lipsește. Nu există. Spunea cineva că nu, dacă ai gazda, da, e suficient. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Degeaba, dacă eu mă duc într-un proiect care nu mi se potrivește, degeaba sunt eu acolo. După cum, dacă e un proiect beton și are o gazdă slabă, n-are ce să caute. După cum, proiectul beton, gazda beton, da? Și ce să vezi, n-avem cu cine face. Că degeaba stăm noi doi aici și ne distrăm și suntem faini, dacă cei în spatele nostru nu sunt la fel de buni în ceea ce fac, ce fiecare până la urmă. Da. Iar acum am ajuns la rubrica Iuliana vă sfătuiește, îmi trebuie un generic. Da, uite, mi-ai dat o idee. Iuliana vă sfătuiește. Uh-huh. După 40 de ani, cu puțină disciplină, atentă la ce mănânc, cât și când, apă 2 litri pe zi, mișcare 30 de minute pe zi, somn 8 ore obligatoriu. Vă invităm la emisiunea Iuliana vă sfătuiește. Iuliana, bine venit! Domnule Brenciu, v-aș sfătui ca după 50 de ani, hai să nu zic totuși, că le aude lumea. Nu, poți să spui orice, că nu tai la montaj. Ceea ce vreau să spun este că... V-aș sfătui să munciți mai puțin,
să vă bucurați mai mult. Oh, ce frumos spui. Să aveți grijă de dumneavoastră. Oh, și aplauze să vă... pentru... Și din când în când să vă închideți de tot telefonul și să dispăreți, pur și simplu. Da. Adică tu vrei să fac magii la 50 de ani? Dragul meu, mi-ai cerut sfatul, ți l-am dat. Dă și eu o pătură, că vreau să fac o magie. Te ai o pătură? Dă o pătură încă. Dragi domnilor, dacă Iuliana mi-a cerut să fac o magie, o fac. Fac o magie pe care am văzut-o în special pe TikTok. Mulțumesc, domnul. Iată, doamne și domnilor. Ia să vedem. Atenție. Atenție. Iuliana. Așa. Mi-ai cerut magie, îți fac magie. Hai și acum pregătește, așa, așa, așa. Pa, 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 pa. Doamnelor și domnilor. Hala. Hala. Hai. Care l-a dispărut? Care l-a luat, mă, pe Horia, mă? Am dispărut, mă. Da, mă, da, care l-a luat? Întrebam, trebuia să mai stai acolo. A, mă, deci, ai stricat momentul. Doamnelor și domnilor, chiar nu mai e. Deci nu mai e. Tu oare cine mi l-a furat? Să mergem acasă, bravo, bă, bine! Bă, cum mai avea, bă? Mergi acasă! Doamnelor și domnilor, bine ați venit în culisele acestui podcast. După cum vedeți, salariații domnului Brânciu abia așteaptă, oh, da, de fapt, să plece acasă. Păi ce ai făcut, mă, Horia? Auzi, când v-a plătit ultima oară? Acu 30 de ani? Bine! Pentru că, iată, tinerele mele, tinerii mei concurenți, auzi, era să zic, colegi, spune-mi, te rog frumos, care este secretul siluetei tale, Iuliana? Mama și tata. Perfect. N-am ținut dietă în viața mea, nu mi-am refuzat nimic, dar, și asta cred că are legătură cu sănătatea, atenție, nu cu silueta. Da. Mănânc la ore fixe. Dacă astăzi am poftă de mici, sarmale, orice, da, mai greu, adică, 72 de ore, am grijă să revin la un iaurt, la niște paste, la un pește, foarte ușor, în așa fel încât ce am luat greu să se ducă, da? Asta e o regulă simplă. Dar dimineață între 8 și 10, prânz între 1 și 3 și seara nu mai târziu de ora 20. Nimic între. Atât. Asta e singura regulă, la mea. Eu... A, știu că a durut. Nu, știu că a durut rău asta. E între 1 și 3. Repede. E între 1 și 3. Repede. Repede. Păi, Horia, iară zic. Deci, doamnelor și domnilor. Stai. Da. Auzi, ai contract cu un ăsta, cu un restaurant de sushi de astea? Nu. Deci, lumea mă știe, doamnelor, și mă știți, da? Dom'le, fac emisiuni unde aduc tăticul de la toată mâncarea tradițională din România asta, mă, plăcinte, mă, ciolan, mă, mâncare serioasă, dom'le, o mămăligă, ceea ce se numește bulz sau ce, orice, o tocană, da? El vine la mine și îmi dă de prânz, doamnelor și domnilor, o caracatiță. O caracatiță. Deci, nu, eu cred că la podcastul ăsta nu prea aveți bani, mă. Deci n-a ajuns bugetul și de mâncare. Din contră, caracatița asta costă mai mult decât alea. Fii atent aici. Așa, deci am vrut să fac lucrul ăsta. Ia, te rog. Pentru a aduce un contrast. Pentru că dacă eu... Tu știi bancul ăla? Evident. Luni. Vedeți, gândește ca om de ce televiziune. Ce mâncăm? Sigur. Sarmale. Uaa! Mar, ce mâncăm? Sarmale. Uaa! Miercuri, ce mâncăm? Sarmale. Yes! Yes! Joi ce mâncăm? Sarmale. Sâmbătă ce mâncăm? Sarmale. Ah, sarmale. Bă, și duminică, duminică vine o caracatiță. Deci e ceva... Cum ar zice tata, mănâncă tu, mâncau ar tata. Doamne și domnilor, dar am zis că nu, dacă, noi mâncăm, place, nu, serios. Dacă noi mâncăm caracatiță, colegul meu, colegii mei, săraci. Se uită la noi cum mâncăm. Vrei să-ți aduc? Ai, serios. E puțină, dar credeți-mă, tot acasă am învățat. Mă, împarte și o bucățică de pâine. Nu. Împarte, mă, cu toată lumea. Serios, e mică. Atât ne-a dat Horia astăzi, dar o împar cu voi toți. Ei, ai văzut? Din bucata mea de caracatiță, am crescut. Am făcut un băiaș o fetiță.
Asta e. Doamne, bine, bine v-am găsit la tezaurul nostru. Auzi și merge cu caracatița la fix. Vai, steaua noastră. Da, e bun. Felicitări, colegi! Vreau să vă atrag atenția că Iuliana a zis așa, citez. Pătrunjelul! Aș vrea să ziceți toți pătrunjelul. 2, 3 și... Pătrunjelul! Săraci! Doamne! Jur! Pătrunjelul nu-mi lipsește din alimentație. Îl consum zilnic. Ați de mâncat pătrunjelul de dimineață? Nu. Urma la prânz, dar am zis că vin la tine și îmi dai pătrunjelul. Pătrunjel, de unde? Ăsta e pătrunjel, păi nu așa, mă. Într-o salată. O salată, deci cu pătrunjel, un pic de ulei de măsline, un pic de sare și lămâie. Dar adică un bol din el așa mănânc. Și fiul meu la fel. Extraordinar. Știu, o să zici săracul. Ce înseamnă Ce înseamnă pătrunjelul pentru tine? Viață. Eu, adică. Ai văzut? Deci eu sunt viață. Deci am de aici. Urmează una dintre cele mai nebune secvențe. Viață? Îți dau eu viață. Fii am de aici. De nu poți să duci. Deci, nu te speria. Nu te speria. În general nu prea mă sperie mare lucru. Eu sunt ăla care face recitativul. Urlătura. Așa. Mm-hmm. Tu ești cea care cântă. Mm-hmm. Eu fac numai urlătura. Mm-hmm. Doamne, ce-o fi? Zi. Deci doar urlătura fac eu, da? Bravo, lupule de mare. Am luat caracatița astăzi. Deci astea, să nu care cumva, nu așteptați de la mine. O să fac, hai să facem o probă mică înainte, pentru că să fie clar. Asta este piesa. A, ce drăguț! Deci, da. Și mă razi, mă, de o salcă. Și mă țucă pânte caldă. Și vin eu să urlu: hai, iu, că vin acu, călare pe vânătu. Desigur. Atenție, desigur. Eu sunt partea masculină care se trezește atunci când... Ce vrei, mă? Nu, hai să nu spunem când se trezește partea masculină, vă rog. Deci e o emisiune serioasă. Patriotismul local. Uh-huh. Doamne și domnilor, bine ați venit la piesa senzațională. Uhăi, bagie. Si pe bol. Ăla e. Dragi domnilor, bine ați venit la podcast! Iuliana aici, eu sunt tinerul cu căpetenia pașilor. Ea este o fată din țară. Uhăi, ba! Uhăi, ba! Uhăi, ba! De uhăi, ba! De uhăi, mă! Ta-ra-da-da-i-da-da-i-da-da! Uhăi, ba! De uhăi, ba! De țucă, mă! Ta-ra-da-da-i-da-da-i-da-da! Și mă reazi, mă, de-o salcă, ta-ra-da-i-da-da-i-da-da! Și mă țucă pânte calcă, ta-r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 a. Hai, eu că vin acum, călare pe vână, tu, mă! Au! La saxofonă! Urăm din bună doara! Vine bă! Păi vine badea, vine badea de la miei, ta-ra-da-da-da-da-da. Ai și dacă vine cei, ta-ra-da-da-da-da-da. Ei și dacă vine cei, ta-ra-da-da-da-da-da. Aiu pe lângă stână să se facă brânza bună, să nu fie
e ca gura de șinăroaie. Hopa! Să te aduc, tararaira, daira, da. Ai un păsul brădui cu mândruța, nu știu cui. Ba, o știu, dar nu vă spui, bă! În emisiunea asta fac ce-mi spune inima, deci nu mai... E clar... E cu de toate emisiunea asta. Da, da. Zi-mi ce înseamnă mânzar. E cel cu care se ocupă de mânji. Da, ceva de genul. Și brânzar, cel care se ocupă cu... Desigur. Ai, că... Dragii mei, vreau să vă spun că am găsit un citat frumos și pe care vreau să vi-l dau aici mai jos. Citez. M-a vindecat de nerăbdare, de impulsivitate. Am avut mereu treaba asta. Să nu mă vadă cum sunt la televizor, cu artificiile de acolo, ci așa cum sunt eu, mama lui, Iuliana, și cam atât. L-am ferit multă vreme de ceea ce înseamnă lumea mea publică. Acum înțelege, știe ce fac. Tudor are 12 ani. 13 ani, merge pe 14. Da. Wow, eu că vin, un pic mai avem și vine buletinul, da. Da. No, mi-a adus aminte că mi-am făcut eu buletin. Parcă mă duceam la plutonul de execuție. Dar toți îți dai seama că a fost așa o experiență. Da, Tudor, vezi, de fiecare dată când vorbesc despre el, e o emoție, pentru că e cel mai frumos dar pe care l-am primit. Și în legătură cu cel mai frumos dar pe care îl primești, dorit fiind, n-ai cum să te ferești de emoția asta. E un copil bun, e un copil dumnezeit, cum îmi place mie să spun, pentru că am și avut grijă să stabilim o relație foarte apropiată, suntem prieteni înainte de orice, ne-am propus să ne spunem de toate și să știi că m-a întrebat aseară, ce o să faci tu acolo la Brânciu? Și zic, dragul mami, zic, dragul Horia Brânciu e într-un fel, zic, o să fie cu de toate, îți dai seama. Că tu știi pe Horia Brânciu? Are vârsta mai mică decât a ta. Da. Și acum o să mă întrebe cum a fost, ce am făcut. Nu știu, avem acest ritual în a ne asculta, aha, a ne povesti, a ne împărtăși unul altuia. Chiar și dacă poate fizic nu sunt lângă el sau sunt la un eveniment zilnic, avem povestea asta. Să ne spunem cum a fost ziua, știi? Și normal că tatăl lui e gelos din punctul ăsta de vedere. Cu mine nu face așa. Da, vezi, m-am străduit să fiu, din perspectiva asta, o mamă cu de toate. Adică nu... Să nu existe neapărat limite foarte multe, să se simtă liber. Da. Dar da, să știe care sunt regulile de bun simț. Da, dar o limită ai impusă și eu te felicit pentru asta, pentru că, spune dacă e adevărat, că el n-a avut, deci trebuie să-i premiu pentru lucrul ăsta, n-a avut telefon până la 12 ani. Da, și m-am certat cu toată familia, inclusiv cu soțul meu. Mama mia!
Adică texte de genul vai, dar săracul copil va fi frustrat, vai, dar săracul copil toată lumea are, vai, dar săracul copil n-are și el acces, domne. Deci e o chestie pe care o are toată lumea. Asta cu face toată lumea, are toată lumea, e toată lumea într-un fel. Asta i-am transmis lui Tudor. Dragul meu, când vezi o turmă că face toată lumea la fel, apucă-te și gândește-te doar atât. Bă, cum să fac eu ceva altfel? Nu fi cu trendul rile. Care mor. Pentru că ce să vezi, nu numai că mor, dar ele, de fapt, nu vor fi niciodată adevărul despre tine. Niciodată. Tu căutând să faci ceva ce nu face cineva, nu te poți descoperi. Afli despre tine. E de fapt despre tine. Mm-hmm. Dacă tu preiei adevărul altora, corect? Atunci tu nu vei ști niciodată cine ești. Și cum te îmbraci, și cum gândești, și ce muzică asculți, și ce filme vizionezi, și ce fete îți plac, și așa mai departe. Toate astea trebuie să fie ale tale. Nu pentru că se poartă treaba asta acum. Și da, telefonul și tehnologia sunt parte din ceea ce suntem, ca gândire electronică. Dar m-am gândit la mine cât mi-a luat, la 20 de ani când a apărut povestea cu calculatorul, această necesitate să învăț electronic, să gândesc electronic. Îți spun eu, un an, câteva luni, da? Mi-a luat să învăț calculator, pac, 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 eram stăpână, Excel, pac, toate alea. Atât. Și atunci m-am gândit, pe cum adică? Eu nu frustrez cu nimic copilul. Dacă, atenție, stai de vorbă cu copilul și îi spui, uite, dânsul, dăm puțin. Te rog. Dânsul, da, la un restaurant. Stăteam și ne uitam. Ți-l dau, zic, dacă vrei să te joci. Uită-te în jur. Câți oameni se uită ochi în ochi și vorbesc și câți stau așa, de fapt, nefiind împreună. Și i-am definit ce înseamnă împreună. Împreună înseamnă om cu om, om lângă om, dar care comunică. Ce înseamnă comunicare? Să avem un contact, să avem o conexiune. Cu cineva, degeaba, fizic, palpabil, cu cineva. Exact. Degeaba spui că mă duc la întâlnire cu o fată, dar tu nu știi să porți o conversație, nu știi să... Și te ascunzi în spatele. Exact. Și spui, hai să-ți arăt ce am văzut eu astăzi, nu știu unde. Și voi comunicați tot privind ceva străin. Voi nu veți ști niciodată unul despre celălalt și veți lua decizii care apoi, ce să vezi? Nu vor fi cele pe care vi le doreați. El face în continuare scrimă, not... Este la Clubul Sportiv Riposta și Riposta. De la 7 ani este acolo și acum încearcă să facă și performanță, merge la concursuri chiar în străinătate, merge acum în Polonia, are un concurs acolo. Foarte multă lume din jurul meu mi-a zis, cum ai curaj să-l lași, a plecat din țară singur, cred că avea 10 ani. Bun. Și s-a dus, am avut încredere în antrenori, acolo este esențial. O echipă absolut admirabilă, sunt oameni care știu exact ce fac. Doamna Riposta. Doamna Riposta, exact. Și Sandu Constantin, Lucian Dina sunt antrenorii lui și managerii clubului și vezi, au acest tip de pedagogie încât copilul simte prietenia. Că are un mentor acolo. Am înțeles. Că se duce orice, află, știe și e starea aia și de, cum se spune, camaraderie. Nu de ignoranță. Exact. Le pasă dincolo de întâlnirea la antrenament, ce se întâmplă cu copiii, ce ai făcut azi la test, cine te-a supărat. Bă, de ce e starea asta astăzi? De ce? Pentru că pe planșă se simte tot. Și îmi spunea unul dintre antrenori că cel mai dificil pe planșă e pentru fete, pentru că ele trec emoțional prin tot felul de registre. Ori acolo e vorba de o miime de secundă în care trebuie să iei decizia. Și ca să poți să iei un punct, trebuie să fii nu concentrat, mega concentrat, nu trebuie să distragă nimic. Și e un sport care ordonează mintea. Foarte greu de făcut, eu nu înțeleg absolut nimic, m-am străduit, recunosc, nu înțeleg nimic, este mult prea iute pentru capacitatea mea. Să te învețe? Bineînțeles că da, dar e mult prea repede. Când mă uit la el la concursuri, totul se întâmplă, așa zic, și ce a fost asta? Păi cum l-ai văzut? Iartă-mă, am văzut doar că v-ați intersectat, atât. Nu am capacitatea mentală să pot să văd mișcările în detaliu și să mai și spun dacă a fost bine sau rău. Mie asta mi se pare fantastic. Și sunt într-adevăr oameni cu o structură logică. Gândește-te cât de mult o să-i ajute în viață faptul că trebuie să fii pregătit cu mult înainte în fața adversarului în legătură cu decizia pe care o iei și să fie cea bună. Ori asta pentru viață este aur. Este aur.
plus situații limită în care trebuie să decizi ce fac. Din ceată la scrimă așa, eu ieri seara am jucat un tenis după mult timp. Încearcă o dată, uite să vezi. Da, interesant. Este, și au și pentru amatori. Ne batem cu deci, uite, vă duceți cu toții, da, închiriați două planșe. Tu exact. Ai făcut asta? A, bă, băi, amă, nu vrei... Și floreta ai făcut? Acum înțeleg de ce nu are încredere în tine. Da, da, da. E floretist. Îi plac florile. E, las că-ți aranjez eu flori. Piană de aici. Eu vreau să... Din nou am intrat pe internet. În engleză. I enter on the internet. Așa. Pentru diaspora. Așa. Și am luat de acolo una dintre intervențiile tale, pentru că tu ești, deci în mintea ta, hai că spun eu cum e mintea ta, în mintea ta ai lăsat o portiță între deschisă la muzică. Nu că largă deschisă, nici închisă. Între deschisă. Așa. Dar tu ai făcut la ușa între deschisă, ai făcut un lucru care te duce la o etapă superioară. Îți arăt acum versurile pe care tot le-am scos pentru că le-am găsit pe internet. Sunt convins că asta este una dintre piesele pe care tu i le-ai cântat lui Tudor. Atât de sărbători, dar și când era el mai mic. Pentru că tu ai luat obișnuința de la bunica, de la mama și i-ai cântat și lui. Care-i tonul? La mine? Si bemol. Dar tu știi să-ți... Da? Nu știi. Nu știu. Nu m-a întrebat așa, în general. Ah. Whatever. Știi că și eu sunt cu si bemolul, nu? Și cu Faberge majorul sunt, uite așa. Te concentrează, te rog. Fii serioasă. E greu cu tine, Horia. Da, da, da. A, păi așa zi, mă. Dar nu-mi trebuie nimic. Păi da. Nu, aici nu trebuie nimic. Nu, îi trebuie tonul. Și nici efect. Măcar. Nimic. Ăsta este doar așa. Și pledez întotdeauna pentru lucrurile simple care creează un contrapunct, dacă vrei, cu tot zgomotul. E mult zgomot, prea mult zgomot în lumea asta. Și atunci hai să ne întoarcem un pic și la ce e mai simplu și mai despre noi. Și să ne mai întoarcem un pic în oglinda aia care spune exact despre noi ce trebuie și în care ne e frică să privim de multe ori. Astăzi seară-i seară mare și-am plecat să colindăm pe cărarea cea lucioasă, gospodar ședeau la masă. Beți fârtați și chefuiți și la noi nu vă gândiți. Noi vă zicem sănătate, mult noroc și spor la toate. Asta e, mă! Fata mea duce păte gata. Ăsta este gândul meu principal în viață. Dacă tu nu știi să cânti un cântec a capela, degeaba ți-a ascuns vocea printre o groază de instrumente. Categoric. Categoric. Pentru că, de exemplu, în folclor, a doini este proba de foc. Și mai ales că vorbim de un tip de interpretare care diferă de la o zonă la alta. Mi se pare formidabil pasul ăsta și eu cred că odată ce ai dus-o pe un tărâm și mai profesionist muzical, pentru că dacă tu ți-asumi să cânti o chestie a capela, deja ai făcut un pas și mai în profunzimea muzicii, de-aia zic că lași ușa între deschise și încet, încet, să nu te mire dacă de mâine. Alo, Iuliana, te pup, draga mea. Ce te rog frumos, avem o cântare la... Nu, e vorba de prezentare. Cântare. Și tu să intri cu colindul ăla pe care l-ai cântat la... Da. Da, lăsați. De nu lăsăm, Iuliana, m-ai închis. Doamnelor și domnilor, aeroportul Otopeni, Horia Brenciu, Iuliana Tudor, pe o canapea, nu era absolut nimeni în jur. Bă, fată, ce ai tu de gând așa în viața asta ta? De mulți ani de televiziune.
Păi la ce te referi, Horia? Hai de dragă, lasă-mă în pace. Fă și tu, pleacă de acolo, du-te, fă alte lucruri. Pe bune, lasă treacă așa niște oportunități pe lângă tine. Apucă-te, nu știu, cântă, fă ceva. Fă un proiect artistic sau, nu știu, nene, mută-ți locul, ca să zic așa. Asta a fost o întâlnire. Înmulțiți noastră cu vreo 100 în 25 de ani, în care Horia Brenciu îmi spune de fiecare dată același lucru. Acum, o intui el ceva. Bă, dar eu, ca târ, nimic, mă țin de ale mele. Vezi, mi-e drag, uite, într-un context din ăsta așa intim, mi-e drag da. Să cânt. Dar să mă urc pe scenă și să fac asta profesionist, recunosc. E acolo ceva ce mă ține. Mă ține. Da, dar acum trebuie să-mi dai și mie dreptate că... Ai, n-am spus că n-ai, știi că ți-am spus întotdeauna. Da, odată ce... Deci, la... Ce să spun? Că îmi stă aici jugularea care bate ca o nebună în momentul în care intru la fiecare, orice fel de cântare de pe lumea asta și mă... Și exact ca și tine, când îi văd pe oameni, deja mă liniștesc și când îmi mai spune unul s-o pupă Iuliana... M-am liniștit complet. Da, da, vezi, ai căpătat această încredere pentru că și ei ți-au dat-o. Eu am încrederea legată de ceea ce fac eu am în înțeles. Televiziune, de nu știu ce. A crescut și aia la rândul ei. De ce crezi tu că am început... De ce crezi că am început târziu să cânt? Pentru că n-am avut curaj, n-am avut încredere în mine. Și nu știam cum se mănâncă una și alta. Tu, practic, acum orice îi face, așa cum ai avut o, nu știu, ca o străfulgerare la 22 de ani, pac! Paraschivă oprea. Acum vreau. N-am bani, dar iubirea de moșine în zid. Hai să facem albumul ăla. Da, da. Dar e destul timp, vorba aia. Dacă îi dai acum telefonul lui Miara Veliu, îi zice hai, Iuliana, hai să cântăm oricând. În următorii 30-40 de ani te aștept cu drag. Doamnelor și domnilor, și eu am scris în cartea asta frumușică. Uitați-vă dumneavoastră ce carte frumușică e aici de la editura Univers. Și am povestit eu aici cum eu nu cred în cei care fac două meserii. De ce se schimbă? Ia vine Horia Brânciu și îmi dă peste cap acum direcția. Las că se schimbă toate. Dar alt citat al tău mi-a plăcut. Uneori greșesc, mai ales de persoanele la care țin cel mai mult. Dar îmi dau seama și repar imediat. Se întâmplă. Important e să învățăm din greșeli și să nu le repetăm. M-a durut când am supărat-o pe doamna Elize fără să vreau. Dar discutăm deschis și remediem totul. Da, și asta am învățat. N-am avut de la început asta. Am fost o persoană foarte impulsivă. Și impulsivitatea te face să rostești, să faci, să acționezi după primul impuls, clar. Da. Deci atunci, în secundele alea, vrei tot să se schimbe, să se întâmple, să fie cum gândești tu. Nu e bine. Și asta am învățat în timp, în primul rând de la dânsa. Și apoi, vezi, îmi pare rău și dacă, de exemplu, discut cu un director, da? Discut cu un manager și nu întotdeauna poate înțeleg care este substratul a ceea ce el îmi transmite. Unu, pentru că n-am răbdare. Doi, pentru că eu sunt focusată pe producție. Da. Eu mă gândesc, mă nene, da. Eu am un angrenaj de 100 de oameni pe care și o redacție care trebuie să funcționeze și proiectul ăsta trebuie să funcționeze. Și nu stau eu să mă gândesc bugetul și cu nu știu ce. Și n-am răbdare întotdeauna. Și apoi îmi pare rău, știi? Pentru că sunt situații în care e bine să taci și să asculți. Și am învățat asta. În ultimii ani am învățat. Dar cred că, e până la urmă apanajul tinereții. Sigur. O poveste în care dacă ai un dram de inteligență și te privești, repet, un pic pe tine, da, detașat, poți să treci și să un pic să anulezi tot ceea ce e, să îmbunătățești tot ceea ce e defect, să zicem. Am făcut asta, nu mi-a reușit în totalitate, mai ales Răzvan poate să vă spună asta, nu cred că am reușit până în capăt, însă vezi întotdeauna și judecata pe care o facem în legătură cu orice, mai ales când avem sentimentul că noi știm, că noi avem dreptate, că noi venim totuși cu un bagaj de experiență, nu îmi spune mie cum se face, da? Știi ce mi se spunea mie în primul an de televiziune? Când mă duceam la MGS să dau caseta sau mai știu eu ce să făceam, mi se spunea, mă, Horia, băi, țâncă, băi, copile, eu am 50 de ani de televiziune. Și mă uitam la mine, zic, prima dată am luat-o, băi, nu mă bag, are 50 de ani. Ăsta era
platoșa lui, armura lui. Uh-huh. Dar după ce am dat, stai puțin, 50 de ani. Da, da, tu ai stat aici la MGS. Eu vreau să colind de televiziunea lung și lat, pe culoare, pe platouri, pe nu știu ce. Păi, acordăm și eu puțin credit. Exact. Iar și am învățat și din un păcate... Un profesionist are nevoie de asta. N-am reușit exact de multe ori. Încrederea în ceea ce, bă, să simți un pic că ăsta e, bă, chiar are, chiar știe despre ce vorbește acolo. Și mai mult decât atât, am zis să nu spun niciodată asta, am greșit și am spus-o de multe ori. Băi, tu știi câte am... Că am fost primul prezentator din epoca modernă. Și niciodată. Am zis, nu, tac din gură. Exact. Dar e n-am reușit bine. De multe ori, știi? E foarte bine dar așa. Mă... Eu am reușit asta. Niciodată nu m-am împănat în fața nimănui cu ceea ce am făcut. Cu ceea ce cred eu că sunt. Bine, tu ești mai matură. Da, asta s-a înțeles, sper, de cât suntem împreună. Nu... Doamne și domnilor, aș vrea să vă dedic următorul moment muzical. Practic, Iuliana, înainte să facă această carte... Ea a făcut o melodie despre ea. De fapt, a cântat o melodie despre ea. Melodia asta începea la caval. Prin pădure trecem ioi, frunză verde ciuntă-mi Soi scrie tare departe. Carte dui dui că badea care mi drag mie. Plecat la cătănie, de drag, mă, cu voi. Cum? Nu, domne, noi facem doar spectacole mari, nu nunți. Cum? Nu la botez, domne. Păi cum sunt? Eu sunt Răzvan, impresarul ei. Da. Am vocea de la Breciu, da. Da, m-ați recunoscut, da. Da, da. Da, domne, vin cu ea, da. Unde? Turneul mult. Bine, ok. Da, bă, bine, pa, cu drag, sănătate. Cum? Să-l iau și mă Tudor să fac o scrimă cu vine, domne, tare, tot să faci. Deci, eu zic să... Ok,
a 25 de ani de televiziune, 25 de ani de muzică. Ce Doamne vest? Ferește! Bine, doamnelor și domnilor, să rămână consemnat. Dacă o fi să fie așa, nașul Brenciu are cotă parte. Așa. Dragii mei, pentru că e momentul... Este noul manager, de fapt, asta am vrut să transmit. Da, 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 acum, vin acum, sigur. Iuliana Tudor este astăzi un nume important în mass media românească și sunt tare mândră de ea. Povestea ei a început aici, la televiziunea română, în urmă cu 25 de ani. S-a prezentat la un casting organizat pentru aflarea unui prezentator al emisiunii mele La Telefon Muzica Populară și Iuliana a fost aleasă de un juriu competent format din adevărați profesioniști de televiziune. Iuliana a știut întotdeauna ce să facă și cum să facă și a ales propriul ei drum și a ales un drum mai puțin frecventat de către prezentatorii emisiunilor de televiziune, acela al cunoașterii în amănunt al meseriei de teleast. Eu am ajutat-o să se formeze ca redactor și ca prezentator, însă reușita ei îi aparține aproape întru totul, pentru că este o fată inteligentă și ambițioasă. Eu n-am făcut altceva decât să o îndrum și să o susțin. Și da, să-i ofer posibilități de afirmare, oportunități în care ea să arate exact dimensiunea talentului ei creator. Nu puține au fost momentele pe care le-am trăit împreună și de care ne amintim amândouă cu mare drag. Lucruri din cele întâmplate în cei 25 de ani se pot găsi în cartea sa Fericirea nu costă nimic, pe care tocmai a lansat-o la finele anului trecut. Întotdeauna a știut să prețuiască munca în echipă și pe cei din spatele camerelor de luat vederi. A știut întotdeauna să spună mulțumesc și să fie recunoscătoare. Se știe că recunoștința este floare rară, dar ea, având o educație aleasă, primită în familie, iată că știe să spună mulțumesc și lucrul acesta o așează cumva în frunte, ca să spun așa. Evoluția Iulianei a însumat întotdeauna, dacă vreți, lucruri care s-au adunat, acumulări succesive și care au reușit să o pună pe un piedestal. Iuliana Tudor impresionează întotdeauna când apare, prin tot, prin prezența scenică, prin simplitatea, prin naturalețea sa cu care se adresează interlocutorului sau publicului și impresionează într-adevăr și prin ineditul discursului pe care îl are. Nu întotdeauna este ușor, pentru că se știe, această meserie are foarte multe capcane, dar ea a știut întotdeauna se aleagă ceea ce este bun. A fost atentă la tot și la toate. Iată de ce Iuliana Tudor este astăzi un model și un simbol, acela al reușitei. Știu că știi, Iuliana, mamă. Dar îți mai spun o dată, te iubesc și doresc din toată inima să te ocrotească Dumnezeu în tot ceea ce faci, mereu și pretutindeni. Iar pe tine, Horia, să te binecuvânteze Dumnezeu și să te ferească de rău și de rele. La mulți ani! Ce drăguț! Asta e Elize, draga da. De Elize! Vezi, dacă nu era ea, dacă nu era acel tren, noi nu ne-am fi întâlnit acum și eu nu aș fi fost cea care sunt astăzi. Pentru că, așa cum bine a spus, degeaba eram eu talentată dacă ea nu mi-ar fi deschis niște uși. Ușile acelea au însemnat programe diferite
dar foarte bine făcute. Foarte bine făcute. Și vezi scene de tot felul, să faci televiziune pe pajiște, în mari muzee de sat, în castele, în tot felul de situații care sunt neconvenționale, dincolo de platou. Cu dânsa am experimentat cam tot ce se putea face, cred eu, atunci când am început și mergeam itinerant prin țară cu echipa după noi și ziceam, unde facem? Și ne așezam undeva. Vezi, a fost un drum frumos, este în continuare, și dacă m-ar pune cineva să aleg altceva, chiar și muzica, ar fi pe locul 2 cu siguranță. E o lume în care mă simt atât de bine și a devenit atât de mult parte din mine, încât e foarte greu să mă desprind de acest fel de a gândi. E adevărat, poate e și o limită a mea, apropo de ce spuneai. Nu, nu e dar limită. Televiziunea, vezi, e ca într-un dans, știi? Știu. E ca într-un dans, care nu se termină niciodată. E foarte adevărat, e un dans preferat al tău. Da. Mi-aduc aminte de Elise și acum realizez un lucru, faptul că voi sunteți compatibile. Da. Tu, da, năbădoiasa și impulsiva și nebuna, iar ea este, uite ce e Iuliana. Da, mămico, hai să ne mai gândim un pic. Da, da, hai să... Mămico, hai să... totuși... Și de, doamnă, dar nu e bine, dar trebuie să facem așa. Dar așa, mămico, hai să ne mai gândim până mâine. Și întotdeauna îmi punea așa o frână, știi, stai puțin, nu te mai involvura așa. Tot timpul zicea, trebuie, dar nu te mai involvura așa. Și doamna, asta mi-e firea, s-au mai dus în timp învolburările mele, dar vezi, într-adevăr, asta însemna compatibilitate. Și avem o relație prezentator-producător, iată, de 25 de ani suntem împreună și mă mândresc cu asta, pentru că în piață nu prea avem, știi, să existe un producător care să însoțească un prezentator atâția ani. Și vreau să spun că anul trecut Eliza a făcut o vârstă rotundă, da, pe care nu o văd. Nu, pentru că, vezi, are un tip de energie și la ea, da, pe care o întreține tot televiziunea. Da. E da, un da. Drog, ce vrei. E drog. E adrenalina aia nebună. Cât timp a durat această carte de realizat? 2 ani. 2 ani? Da. În primul rând documentarea, în al doilea rând interviul cu jurnalistul Răzvan Bucuroiu, a fost propunerea lui, colegul meu din Televiziunea Română. După ce am făcut convorbirile, le-am transcris și am început eu lucrul la partea scrisă. Am tradus cumva ceea ce am vorbit în formă literară. Da, după care nu ne-a plăcut. Foarte mare diferență. O, întotdeauna. Da. Degeaba, noi vorbim, suntem oratori foarte buni, transcrie ce zicem noi acum. Da, cu gestica n-are noastră. Nicio valoare. N-avem gestică acolo. No. Da. Sigur. Și apoi mi-am dat seama că e incomplet. Și m-am întâlnit cu editorul de la editura Univers, doamna Diana Krupenski, o femeie admirabilă, o minte sclipitoare, și am stat de vorbă cu ea, cred că 6 zile ne-am întâlnit, și după aceste 6 zile, dragul meu, ea a transformat cartea. În ce sens? Adică... În sensul în care am avut o altă carte. Am păstrat convorbirile, după cum vor vedea cei care citesc, pentru partea a doua, acolo este partea a doua, iar prima parte a devenit consistentă prin poveste. Poveste spusă la persoana întâi și redată cu tot ce a însemnat traseul, în primul rând, capitolele despre copilărie. Mm-hmm. Acolo, foarte mulți dintre cititori mi-au spus că s-au regăsit și au trăit emoția aia cei care au avut șansa să trăiască la țară. Mm-hmm. De la poarta, de la bunica, până la camera aia unde dormeam cu toții, până la cuptorul, soba, mămăliga, brânza proaspătă și toate astea. Bunicul, care avea povești nenumărate. Fântâna e în orice sat. Și vezi, e un capitol foarte, foarte frumos, mi-e foarte drag, capitolul despre fântână din această carte, pentru că în mintea mea de copil de 5 ani, cât aveam eu atunci, te întreb eu pe tine, de unde să fi venit că fântâna e legătura dintre centrul pământului și Doamne, Doamne, iar eu sunt în mijlocul acestui drum. Și îmi făceam tot felul de scenarii, cum se duce totul,
cum se duc veștile de jos în sus și de sus în jos. Și poate într-o zi o să aud și eu ceva. Și stăteam acolo lângă fântână. Și am povestit despre asta în acel capitol. Plus ce îmi spunea bunicul lângă acea fântână. E un loc important. Și cred că pentru toată lumea care a trăit într-o astfel de comunitate, vezi, e altă viață. Sunt alte legi acolo. Sunt alte legi. Mult mai corecte, mult mai simple și mult mai bine rânduite. Rânduiala aia veche, despre care vorbim atât de puțin, are legătură, vezi, cu cele 10 porunci. Revin, alea sunt legi universale. Să nu minți, să nu furi, să nu înșeli, să trăiești corect, să-ți iubești nevasta și copiii, să-ți pui un pahar de vin și să te bucuri cu vecinul și cu vecina, nu să te rogi să moară și capra lui. Deci, vezi, toate lucrurile astea, eu zic că trebuie reamintite, rerostite. Rerostite, da, sigur. Mai ales pentru sigur. Copii. În octombrie anul trecut, unul dintre motivele pentru care tu ai făcut această carte și unul dintre motivele pentru care tu ai fost mai mult decât fericit atunci, în octombrie, a fost că mama ta a fost lângă tine la lansarea cărții. Exact, am simțit același lucru când tata, de exemplu, când venea la concertele noastre, la Sala Palatului și eram în față și ziceam, da, am închis cercul fântânii tale. Am închis cercul și am zis, uite, e tot în regulă, copilul meu, nu că s-a realizat, copilul meu are un lucru pe care și l-a dorit, are un lucru pe care îl performează, are un lucru și e fericit, da. Și e fericit. Pentru că, vezi, fericirea noastră e, de fapt, fericirea lor. Dacă exact. Noi suntem fericiți și o simțim și acum ca părinți, da? Ești fericit dacă îți vezi copilul fericit. Nu-ți trebuie nimic. Nu-ți mai trebuie nimic. Asta e una dintre fotografiile pe care le-am găsit în carte. O fotografie pe care, care mi-a plăcut foarte mult și care este foarte pașnică, foarte... foarte serenă. De fapt, e despre relația dintre noi două. Exact. Da. Niciodată n-am simțit o durere în ceea ce te privește, în toate întâlnirile noastre de peste 25 de ani, pentru că mama ta avusese paralizia respectivă, i-a stat în căruțul cu rotile atâta timp și tu ai ajutat-o și de fiecare dată tu, indiferent cât ai fi fost de captată de televiziune, un gând se ducea mereu acasă. Tot timpul. Înainte și după emisiune o sunam, pentru că știam că se roagă pentru mine. Tot timpul. Înainte de Cerbul de Aur mi-aduc aminte, tu știi ce înseamnă asta. Acolo pot să spun că am simțit cea mai mare presiune, e cea mai mare răspundere. Și ești în direct și sunt 5 ore, da. Nu e o oră, nu e 2, sunt 5. Atunci am avut de gestionat, în toți anii în care am urcat pe scena aia, poate, un set de emoții, cum să spun eu, e tăvălug mare înăuntru. Și mai ales când se apropie și auzi 5, 4, 3, 2, 1. Dar vezi, știind-o pe ea, da. Că se roagă pentru mine, știam sigur că va fi bine. Ei lăsat ei presiunea. Ai luat presiunea de pe urmării tăi și ai pus-o. Cumva. Da, adică era o formă de echilibrare, dacă vrei, știi? În care știam că de partea asta, știi, lasă că gestionează ei, ea cu Doamne, Doamne, știi? Da. Și eu trebuie să-mi văd de treabă. Partea strict profesionistă în care sunt cumva ca o mașină, știi? Și trebuie să funcționez. Ca să vezi cât de soarta asta cum e, data de naștere a acestei emisiuni este 8 noiembrie. Ziua în care mama ta a dispărut. Toată ziua de astăzi este formată din întâmplări care se regăsesc și cercul lor se închide aici și mi s-a părut formidabilă chestia asta pentru că sunt semne. Știi? Da. Asta. Uite, și la câteva zile atunci, după înmormântare, au înflorit florile ei preferate. Ceea ce nu se întâmplă în mod normal, trebuiau să mai treacă cam o lună, o lună și jumătate, cam pe acum. Și am gândit tot în termenii ăștia. Asta e un semn. Vezi? E ea, de fapt. Și se spune că trebuie doar să fim atenți în jur, pentru că ei sunt aici, în permanență, cu noi, în continuare. N-am cântat piesa asta atunci, acum 15 ani, poate așa cum eu doream,
Dar aș vrea să îți cânt o piesă la care să mă ajuți, pentru că e una dintre piesele care mi-a fost dată, n-am ales-o eu, de către destin, și atunci am cântat-o pentru prima dată la tine. E singura piesă de genul ăsta pe care o cântăm. Și o ții minte. Nu mai ții minte. S-a rupt un lanț plin de iubire, ca firul cel mai subțire. Un dor se duce, altul vine. Nu poți trăi fără de el. Un dor se duce, altul vine. Nu poți trăi fără de el. Nu plânge că te dau uitării. Nu plânge că am să te las. Sosit aceasul despărțirii și clipa tristului rămas. Sosit aceasul despărțirii și clipa tristului rămas. S-a rupt un lanț plin de tărie, ca firul cel mai susire. Când soarta așa a vrut să fie, degeaba încerci să faci altfel. Când soarta așa a vrut să fie, degeaba încerci să faci. Degeaba încerci să faci altfel. Altfel. Asta am cântat eu la tine acum 15 ani. De atunci n-am mai cântat-o. E un text puternic și e despre ce credem că pierdem. E doar ce credem că pierdem. Corect. De fapt, câștigăm. Eu am câștigat un înger și sunt convinsă de asta, acum, când vorbim. Și e cu foarte multă liniște, acum. E cu foarte multă liniște. Nu e simplu. Asta nu e un lucru simplu. Gândește-te că facem parte din, suntem... E un lanț. Un lanț. E un lanț. Un lanț, da. E un de lanț oameni care vin, pleacă, lasă urme, schimbă lucruri, înțelesuri de la o generație la alta și fiecare cred că face cum știe mai bine. Tot. De fiecare dată m-am gândit când am aflat această afirmație la mine. Apropo de... Tu crezi că poți face prezentare și poți să și cânți bine în același timp? Poți să faci cele două planuri în mod obiectiv, consistent, artistic?
Și cu siguranță nimic nu e perfect pe lumea asta, dar nimeni n-a zis că nu le poți face. Uh-huh. Sau, dacă vrei, m-am gândit de fiecare dată la un lucru. Bariera noi impunem noi. E ca și când Marius știe să cânte foarte bine la pian și Cristi știe la chitară. Dar Cristi s-a gândit vreodată că știe să cânte și la pian? Nu. Păi așa trebuie să... Nu, așa ții mâna. Brusc zicem, da, trebuie să fac chestia asta. Exact ca și când unui om îi spui, vrei să înveți a doua limbă străină? Nu. Nu mă pune să învăț. Bariera de fiecare dată o punem noi. Și dacă ne face plăcere caracatița, e bine să mâncăm din când în când pe lângă sarmale. Sigur. Și dacă ne face plăcere prezentarea, ceea ce vreau să spun că am avut... Eu am fost un prost prezentator la început. Numai faptul că televiziunea era la început mi-a permis mie să fac pași. Dacă mă lansam acum, de mult eram out. Pentru că probabil exista o domnișoară mai sentimentală și mai focoasă, sau exista un tânăr care știa să rotească, să smulgă mai atent privirea în fața camerei. Uh-huh. Eu eram un bălălău senzațional la 20 de ani. Uh-huh. Sigur că s-au pus anumite straturi de experiență. Dar eu cred că melodiile astea, dacă tu în copilărie, tu în copilărie n-ai învățat prima dată să prezinți, dar ai învățat să cânți. Tu vreau să te gândești la lucrul ăsta. Da, ideea este că eu n-am spus că nu sunt de acord cu tine. De exemplu, un astfel de proiect, da, după o cale de 25 de ani, da, poate fi făcut ca o secvență, da, ca o poveste în sine, da, despre ceva. Dar nu neapărat să devină, știu eu, mijlocul prin care eu să când trăiesc. Când te duci la Paraschivă, prea aveai în minte un proiect. Da, sigur. Care n-avea legătură neapărat cu a deveni sigur. Cântăreață și să trăiesc din asta, da, știi? Da. Să vinzi muzică, despre asta e vorba. Din perspectiva asta l-aș face, știi? Asta tot așa, să-mi demonstrez mie că păi poate nu, asta se va pot întâmpla. Să fac. Asta se va întâmpla, știi? Pentru că tu nu te lași pe tânjală. Nu, că nu mă lasă Brenciu pe tânjală, deci da. Nu o să mă lase. Nu se lasă. Eu am auzit că tu ai cântat într-unul dintre Cerburile de Aur, o melodie. Da. Pe care a cântat-o Maria Tănase, dar tu n-am găsit-o. Lume. Băi, cum a găsit-o? Extraordinar! Cum ai dă bă? Păi cum să nu știu ce am cântat? Na, Doamne, iartă-mă, ăla e regia făcută de mine. Doamne și domnilor, reluăm intrarea din 2019, de acum numai puțin de 5 ani de zile, la melodia World. 1, 2, 3 și... Lume, soare, lume. Și moi să tura când o sunas, când ura, când o sunas, când ura lume, soră lume. Mai fi pe pământ, lume, soră, lume. Bravo, bă, frate. Bine. Dar vreau să spun că tu ai voce.
Promiți. Tu promiți. Domnilor și domnilor, de fapt acest podcast este un examen pentru trupa domnului Horia Brenciu. Probabil că voi primi invitația să fiu membru în backing-ul domnului Brenciu. Probabil doar să fac figurație, dar vedem. Nu o să faci tu. Da! Da, Doamne. Nu, pe Bihor nu, încă nu suntem pregătiți. La interviurile tale, la întrebarea povestește-mă o întâmplare dificilă care ți s-a întâmplat la filmări, ai zis imediat că ți-a luat foc platoul odată în viață. Nimic grav, totul a fost la vedere, cu extintoare și tot ce presupune o asemenea intervenție. Reporterul imediat, ca să contrapuncteze, a zis: dar una amuzantă, stimată domnișoară, a zis Horia Brenciu intrând pe cal în platoul de la odată în viață. Interviurile tale toate sunt pline de surprize. Dragii mei, vă rog să vă pregătiți. Vom încerca să refacem exact ce s-a întâmplat în urmă cu 15 ani. Într-adevăr, recunosc, atunci când Iuliana mi-a zis trebuie să dansezi, cu drag, ce? Muzică populară. Am cântat alături de un grup reprezentativ din Rupea. De la Rupea, da. Minunați, absolut minunați. Super grup. Ți-au transmis salutări, m-am mai întâlnit la colinde, la programele noastre de colinde și m-au rugat să-ți transmit salutări, o fac acum. Mulțumesc foarte frumos, mă bucur foarte mult că mi-ai transmis, pentru că și eu, mie mi-e dor de Rupea, eu acum scot tot ceea ce trebuie să cânți. Articole importante de lege. Doamne, și vorbeam despre Cerbul de Aur, că am avut treabă, da, astăzi la domnul Brenciu. Dacă greșim, este uman. Domnul și domnilor, absolut. Suntem la 15 ani distanță de acest moment, pentru prima dată. Ăsta este un lucru pe care îl cânt de atunci. A, da? Deci, practic, tu m-ai deschis, așa cum îți deschis, eu acum am întredeschis încă o dată, sau un ping ușa la perete, ca muzica da, să intre. Da, da. Așa tu m-ai zis atunci și m-ai deschis o ușă. Astăzi ușa se deschide și mai tare. Doamne și domnilor, da. Începem cu distracția. Oh, Doamne. Aseară ți-am luat ceva. Ține! Păi da, mă, dar aici trebuia, m-a făcut frumos, mă, cu o șoc scenic, cu d-alea. La mulți ani! Deci așa-mi vine să mă ridic, deci... Aseară ți-am luat basma, tra-la-la-la-la-la. Acum te văd fără ea, la 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 la. Păi cine ți-o mai luat basma, la 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 la. Să se destrame ca ea, la 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 la. Aseară ți-am luat mărgele, la 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 la. Și acum Iuliano te văd fără ele, la 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 la. Cine ți-o mai lua mărgele, la 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 la. Răzvan o să audă de ele, la 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 la. Și acum sunt mânios! Mânios badai de-aseară, nu-i bai! Nu-i bai! Mânios badai de-aseară, nu-i bai! Nu-i bai! De ce n-am ieșit afară? De ce n-am ieșit afară? Nu-i bai! Nu-i bai! Horia, n-am ieșit că n-am putut, nu-i bai! Păi uite, uite ce, uite ce! N-am ieșit că n-am putut, nu-i de bai! De ce m-ai zis?
Mi-o dat maica la cernut, mi-o dat maica la cernut, nu-i ba. Ce ți-a dat? Și mi-o dat o sită deasă, nu-i bai. O sită deasă? Da, și mi-a dat o sită deasă, nu-i bai. Oh, nu-i bai! Să nu pot ieși din casă, să nu pot ieși din casă, nu-i bai. Ai, 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 ai. Fii atent, da. Fii atent aici. Când o fost la sărutat, nu-i bai. Nu-i bai. Când o fost la sărutat, nu-i bai. Ei, nu-i bai. M-a chemat la frământat, m-a chemat la frământat, nu-i bai. Zile, zile. M-a chemat la frământat, m-a chemat. Acesta. Hai de capul ce meu! Ce cântec vechi acesta, da! Op, 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 op! Dar nu-i de altceva la evale. Mândra-i mândră până moare, măi, măi. Ia po po po. Mătrei mătră până moare. Dar-i dea și valei, vale, măi, măi. Mândra-am fost la mama fată, măi, măi. Mândră sunt și măritată, măi, măi. Să trăiască mă răzvară, așa, domnule. E, și acum, doamnelor și domnilor. Bună seara, doamnelor și domnilor. A, trebuie să spunem, pe piesa aceasta era să pățesc cel mai mare accident cu Horia Brenciu. Vă povestesc după. Da, 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 sigur. Te-a făcut pe tine, Iuliano, nene. Așa înaltă și subțire, Iuliano, nene. Parcă m-au întrebat pe mine, Iuliano, nene. Parcă m-au întrebat pe mine, Iuliano, nene. Zile, frate! Doriți-o să spun drept, Iuliano, nene. Mi-ai făcut o rană vie de 25 de ani, Iuliano, nene. Nu e rană de cuțit, măi, Horică, nene. Dar ce rană? Poate fi? Ce rană de iubit, măi, Horică, nene. Nu e rană vă mulțumim! Bravo, vă mulțumim copii. Frumos! Și uite așa, doamnelor și domnilor, m-a păcălit și, de fapt, am făcut un program ca la nuntă. Nu, nuntă și botez. Nuntă, botez, de toate, cu metrile. Vreau să spun Horia, uite, sincer, îți promit
ca după acest podcast, bun, da, și atenție, da, așa, este oficial, așa, okay, îți promit, așa, că mă voi apuca să pun pe hârtie ceva, bun, da, și am să vin să te anunț pe tine și stabilim împreună, dar cu o singură condiție. Zi. Să fii, da, cu mine. Sigur. Gata. Dar eu am zis da înainte să-mi spui. Gata. Uite, pentru că vreau să strecor și mai mult entuziasm. E tot în regulă? Cu domnul înalt? Cine? E acolo? Deci fii aici. Când a auzit că vii, managerul orchestrei noastre, care se numește Andrei și din Vaslui, a zis, domne, pentru fata asta fac orice. Doamne și domnilor, gata? Deci stai, mai ține tensiunea televiziunei aici. Hai mă, zi. Lasă-mă. Doamne și domnilor, aplauze, trece la microfon, aplauze. Andrei din Vaslui, bagă-mă! Omul cu suflet curat, râde chiar de-i supărat. Omul cu inima bună, nu știi cât amar adună. Omul cu suflet curat, râde chiar de-i supărat. Omul cu inima bună, nu știi cât amar adună. Mai de preț ca bogăția, în viață câștigi sau pierzi, omenia s-o păstrezi, mă. Nu cu mare omenia, mai de preț ca bogăția, în viață câștigi sau pierzi, omenia s-o păstrezi, mă. Că te vede Dumnezeu. Cine în viață greșește, până la urmă tot plătește. Omule, să nu faci rău, că te vede Dumnezeu. Cine în viață greșește, până la urmă tot plătește. Mai de preț ca bogăția, în viață câștigi sau pierzi, omenia s-o păstrezi, măi. Lucru mare omenia, mai de preț ca bogăția, în viață câștigi sau pierzi, omenia s-o păstrezi, măi. Domne, mă scuzați, dar pentru un manager nu e rău deloc. Îți spun eu că avem... Deci... stimate domn, nu vă supărați. Vă aștept la casting la Vedeta Populară. Da? Visul i s-a întâmplat. Da, să știți că nu vă văd bine cu domnul Leșe dacă veniți cu piesa asta. Știi bancul cu Leșe? Că te-am găsit, știi bancul cu măruță? nu știam ce vrei să zici. Știi bancul cu Leșe? Măleș. Măleș. Da, e bun. Da, e surpriza pe care am avut-o și eu, pentru că în 2011 am început și X-Factor și Vocea României. Uh-huh, uh-huh. Eu atunci eram la Vocea României, acum 13 ani, iar Andrei era concurent la X-Factor. Aha. Dar între timp a zis concurența nu-i de el, ci o concurență mai acerbă. Între manageri. Asta este dorința. Deci, bine, toată lumea ar vrea să-ți facă câte o dedicație, dar ne oprim pentru că Răzvan... Nu, dar poate pe domnul l-angajez ca manager. Discutăm după. Vreau să-ți... Câte ceasul, nu vă supărați? Este fără un sfert. Cât? Ceasul fără un sfert.
Mai avem puțin până la întrebările finale. Vă rog. Să-mi completez poezia. Ea stă plictisită și foarte frumoasă. Părul ei negru este supărat. Mâna ei luminoasă de mult m-a uitat. De mult s-a uitat și pe sine, cum atârnă pe ceafa scaunului. Eu mă nec în lumine și scrâșnesc în crugul anului. Îi arăt dinții din gură, dar ea știe că nu râd. Dulcea luminii făptură, mie pe mine mă înfățișează pe când. Ea stă plictisită și foarte frumoasă și eu numai pentru ea trăiesc. În lumea fioroasă de sub ceresc. Prima mea dragoste. Nu cred. Alifantis, Nikita sau... Nikita. Da. Și, vezi, n-am simțit niciodată, n-am avut curajul. E un curaj să reciți Nikita. Pentru că, în adolescență, mi s-a părut ciudat ca mod de a scrie. Apoi, după facultate, am zis, până totuși nu înțeleg. Jumătate, nu înțeleg. Și mai târziu, mi-am zis, nici nu trebuie să înțeleg. Trebuie să rămân la ce am înțeles. Și e suficient. Da, exact, frumos. Pentru că, vezi, Nikita te face să fii exact despre ceea ce vorbeam la început, știi? Să fii tu, ăla simplu, dar și surprinzător, și pe nepregătite, pentru că fiecare vers e pe nepregătite la el. Te ia pe nepregătite, nu știi ce urmează. Cam viață. Da. Și asta e, de fapt, foarte frumos la ceea ce înseamnă poezia lui. Nu trebuie să fii pregătit pentru Nikita. Și vezi, faptul că e de la mine de acasă, și asta, nu știu, am simțit așa, că e de-al meu. Știi? Și asta cu ai mei, știi? Uite, acum am decis și nu știu dacă pot să spun la voi. O să fac o poveste în interviuri în care îi aduc pe ai mei. Ai mei însemnând oamenii din lumea cu care am crescut în 25 de ani. Artiștii mei, pentru că îi simt cumva ai mei, da, 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 din atâtea, da, da, puncte de vedere. Ai foarte multe amintiri cu ei, ai foarte multe greutăți. De pe 24 februarie, de Dragobete, podcastul cu ai mei, la care te aștept dacă îți va face plăcere. Ai mei sunt... oamenii mei. Da, 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 mișto sună bine. Cu ei mei. Și m-aș bucura să fie acolo. Copii, avem podcast. Se numește A ei. Acum vezi, acolo o să fiți ai mei. Aici sunt, azi da, am fost eu voastră. Te înțeleg, dar nu vom discuta lucrurile astea acolo, pentru că... Nici nu știi ce te așteaptă. La ultimul juriu. Așa. Ale emisiunii Vedeta Populară i-a avut pe Grigore Leșe, Niculina Stoican, Cornelia Rednic, Cornelia Luburetnic și Mihai Bogdan Simion. Așa, și al nostru Bogdan Simion. Care s-a scos cel mai multe fire albe? Toți. Dacă încă o dată... Le dau un mesaj la fiecare. Ca producător, în momentul în care ai de gestionat 5 personalități total diferite... Da. Să-mi spună mie, producător care a avut juriu pe mână, da, de gestionat și care a mers uns. Nu există. Gândiți-vă că sunt artiști cu fiecare și are personalitatea lui, drumul lui, firea lui, dorințele lui, caracterele, toate. Și tu trebuie să le aduci împreună și să fie cumva o armonie, astfel încât telespectatorul să simtă că oamenii ăia de acolo comunică, se conectează. Ăsta e jobul producătorului. Și o treabă deloc simplă, e prima oară pentru mine. Când am lucrat pe această rețetă de talent show de televiziune, și a trebuit să pun cap la cap 5 caractere diferite.
a trebuit să stau de vorbă cu ei de la întâlniri separate, întâlniri împreună, povestind și repovestind și reluând de la capăt. După niște emisiuni am zis, nu e bine, asta nu e bine, asta nu e bine, asta nu e bine, hai să schimbăm. Iar o iau de la capăt. Mă simțeam ca doamna educatoare cu copiii la grădiniță. Mă, nene, deci jurații nu e... sunt niște copii, corect, bravo. Categoric, tu știi foarte bine. Dar... până la urmă am reușit și s-a văzut că e totuși ceea ce trebuie acolo pentru program. Voci foarte mișto, foarte tare, foarte tare. Castingul e foarte important la un talent show. Este esențial. O fată a venit chiar anul trecut la Vocea României. Da. Sunt mulți care încearcă și alt tip de abordare, poate și alt gen muzical, cântă altceva acolo. Aici ține de decizia fiecăruia, dar în marea lor majoritate, vezi, 70% sunt oameni care vin din zona rurală. Ei vin cu lumea de acolo, cu regulile de acolo, cu rânduiala de acolo. Cu felul și de a fi de acolo. Platoul acela, zici că nu că e exotic, zici că e din altă... Star Trek. Exact. Or, vezi, mă bucură că încă i-am găsit, că încă i-avem. Eu aș vrea să spun că tu trebuie să te pregătești pentru Vocea României. A, bine. Ți-am pregătit și piesa. În juriu, probabil, da. Ți-am pregătit și piesa. E o piesă specială pe care o să o înțelegi. E piesa cu care o să dai lovitura. First I was afraid. Yes! I was petrified. Așa! Keep thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walk in to find you here without sad look upon your face. I should have changed, but just be luck. Should have made you leave your key. I thought no, for just one second you'd be back to bother me. No, 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 don't want the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. To hurt me with goodbye, I think I crumble. You think I'd lay down and die? Oh no, 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 I will survive. As long as I know how to love, I know I stay alive. I got all my life to give, and I got all my love to give, and I'll survive. I will survive, hey, hey. My broken heart, and I spent all so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. Oh no, 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 and I survive. As long as I know how to love, I know I stay alive. I got all my life to live, I got all my love to give, and I survive. I will survive. Oh. We'll be right back.
Doamne, ultimele Doamne. 10 minute din acest senzațional interviu se apropie. Pentru că acum urmează întrebările. Doamne. Băi, auzi, dacă eu aș fi de acord sau dacă eu aș fi aș crede în chestia asta, că odată am cântat un cântec de mai multe ori, se va pune în practică și cerbul de aur, te lasă să-l cânti de 10 ori. Așa e. Prima întrebare. Jurnalistul tău preferat este? Jurnalist de radio sau de televiziune? De radio. Andrei Gheorghe. De televiziune. Deși iată, printre declarațiile tale, știi ce ai zis? Tu îți dai seama ce complicat e. Tu realizezi, nu? Da, tu știi că ai zis, de, tu știi că eu știu din declarație. Depinde în ce etapă. Corect. Eram. Într-o etapă, în tepa de ta, ai declarat că este Cristoiu. Jurnalist, atenție, de presă scrisă, vezi? Da? Ah. Da, deci la presa scrisă nu putem. Să spunem altfel. Nu putem fără deci, Cristoiu. Nu, dar face parte dintre jurnaliștii... Fără îndoială. Care fac jurnalism. Știu ce fac. Nu vorbim despre opțiuni politice. Nu vorbim aici despre ce face. Am înțeles. Vorbim despre cum face meserie. Știi despre că întrebarea asta este în urma atâtor citate pe care le-am dat de interviurile tale. Da. Deci în televiziune mi-e foarte greu să aleg pentru că sunt foarte mulți și nu vreau să supăr pe nimeni. I will survive. Încă avem jurnaliști foarte buni în televiziune. Dacă ai face un top al celor mai șarmanți cântăreți de muzică populară, care ar fi primii trei? Șarmanți, strict farmec, deci da, atât. Da? Farmec, da. Primul ar fi Nicolae Furduiancu. Bun. Al doilea ar fi farmec. Constantin Enceanu are farmec pe scenă. Da. Și trei, Tudor Gheorghe. De fapt, primul este Tudor Gheorghe. Răzvan, ți-am zis pe ăștia trei, deci ai grijă de ei. Pentru Răzvan, i-am întrebat asta. M-a întrebat. Băi, să o întreb și tu ceva de ce îi place din muzica șarmanți. E, ăștia, ban, gata, afară, la ușă, nu-i mai primește în casă. Perfect. Acum n-am definiția mea de farmec. Ce asta vrea și Răzvan, definiția ta. Dacă te nășteai mai târziu cu 20 de ani, ai fi făcut televiziune sau online? Și televiziune și online. Bună alegere. Nicolae Bodgros sau frații Advahov? Nicolae Bodgros. E Revelion Live. Construit. Da, mult. Normal. Am fost acolo. Fără să însemne că frații Advahov, atenție, nu sunt muzicieni foarte buni. A, nu. Nu se poate spune asta. Dar am lucrat foarte mult cu maestru și e parte din te înțeleg, povestea așa. Mea. Revelion Live la TVR sau cu familia la munte? De la ora 21 la ora 24 Revelion la TVR și de la 24 cu familia la munte. Senzațională ești, băi, ești formidabilă. Andy Moisescu sau Andreea Esca? Andreea Esca. Interesantă alegere. Andra sau Delia? Andra. La ce instrumente ai fi descurcat mai bine? La vioară sau la pian? Pian. Am degete fine. Am văzut. Prea fine pentru vioară. Fiată de aici. Care este personajul tău preferat din serialul tău preferat la un moment din viața ta, Games of Thrones? Adică jocul tronelor. Personajul principal. Bine, mă. John. Răzvan, mai unul plus John ăsta. Deci tu da, mă, ce vrei, mi-a plăcut, ce vrei. Deci foarte bine construit personajul, tot. Deci un film extraordinar. Deci m-am uitat, nu știi cum l-am văzut. Eu n-am stat când a fost difuzările alea, serial cu serial, nu. Tăticul a dat HBO odată, în 4 zile am stat până la 4 dimineață, unul după altul. Deci nu, am consumat Game of Thrones ca... Ce să vă spun, ce e cam bomboane, hai încă una și încă una și încă una și nu puteam să mă culc, deci nu puteam să dorm. Nu zic, hai să mai văd încă unul, era 4 dimineața, zic, hai totuși mai dau drumul la încă unul. Deci dormeam câte 2 ore, atât, că după a doua zi, de seama, aveam treabă. Și așa am văzut eu Game of Thrones, în câteva zile. Și după aceea, a doua zi când aveai treabă? Nu se mai înțelegea nimeni cu mine. Stai. Nu, fie, te și văd. Cum e? Walker? Ăla, da, de Walker. Zi-mă, ăștia umblătorii, da. Walking Dead. Ăla e serial, fata mea. No. Walking Dead îl vede tactu. White Walkers. White Walker, deci fie parcă, da, de aici. Ăla, pe mine m-obseda că dacă puneam mâna pe asta,
puneam așa mâna, exact, da. Ăsta prindea viață și făcea așa și după aceea mă bătea pe mine. De ce ai dat mă mine? Dă și eu pe mine, știi? Asta era problema. Fii atentă, e o întrebare care continuă. Pe cine ai fi vrut să joci tu, dacă ai fi avut posibilitatea? Mama dragonilor. Bă, dar nu și-a ales două roluri așa. Nu, s-a dus direct la aia. Care sunt primii doi? Aia. Păi de... ce vreau dacă era povestea stilul tău, stilul fain. Tău, mă, da, mă, da, bine. În ce loc din lume ți-ar plăcea să ai o casă de vacanță? Acolo unde am acasă la părinții mei. Acolo e locul meu. Zice tot ca la carte, mă. Asta mă enervează la ea, știi? Bine, atunci hai să nu zic și că nici ca la carte, da, să fim pe placul domnului Brențu. Desigur, cum ar răspunde orice, pe malul mării, pe o insulă unde nu este nimeni și sunt doar eu, cuvântul și cu gândul și cu așa. Din Game of Thrones. Dragii mei, acasă e unde ești iubit și atât. Acolo e cea mai mare și puternică și frumoasă vacanță. Vacanță de iubire. Dimineața fresh de portocale, cafea, ceai sau pătrunjel? Nimic. Nimic? De 8 luni, 2 lingurițe de polen în care storc o jumătate de lămâie, peste care pun apă după 15 minute să se topească granulele. Asta este ceea ce beau dimineață, după care un mic dejun cu o omletă sau cu ceva, în fine, variază de la o zi la alta, dar acel pahar este cel cu care eu îmi încep ziua și de atunci, oameni buni, n-am mai răcit deloc. Eu care sunt răcită din 3 săptămâni, 4, cam așa. Deloc. Notează. Notați, Cristi, vă rog. Polen, polen. Două lingurițe. Polen cu două lingurițe. Cu lămâie, lăsate 15 minute să se dizolve granulele și apoi pus apă, plată, minerală, cum preferă fiecare. Ai notat. No cold, no flu. Cum? Și perfect. Pătrunjel, vă rog. Și leoștean. Da, pătrunjel. Iar acum ultima întrebare, prânz. Dragii mei, care este realizatorul tău preferat din televiziunea română? Mentorul meu, Elize Stan. Dragii mei, vreau să vă spun că în momentul de față, pentru că astăzi facem 25 de ani de când această domnișoară, tânără domnișoară, a pășit în lumea televiziunii, face 15 ani de când noi ne-am văzut ultima dată la emisiunea de renume internațional O dată în viață și astăzi este ziua lui Răzvan. Păi dacă e ziua lui Răzvan, măi, păi dacă e ziua lui Răzvan, măi, dacă e ziua lui Răzvan, ia să vedem. Dacă e ziua lui Răzvan, dacă e ziua lui Răzvan, dacă e ziua lui Răzvan, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Toți să trăiască, toți să trăiască, la mulți ani. Mulțumesc! Să ne trăiască toată lumea, să trăiască toată lumea, la mulți ani. Mulțumesc! Răzvan și tu și noi să trăim la mulți ani. Aș vrea ca la 25 mult. De ani de când ai venit tu pe în spațiul acesta public, de când te-ai născut acum 25 de ani, pardon, îns către tine, dar acum către cameră, așa e viața, aș vrea să spui o dorință să sufli în lumânare. Dorința n-am să vă spun și doar suflu în lumânare. Ăla e, bă, bravo, bravo, felicitări, asta, stați. Ce să-i mai dăm? Să-i dăm? Pentru că ai fost foarte cuminte. Ai gândit minunat? Iar noi prețuim fericirea ta. Doamne! Mulțumesc! Mulțumesc! Nu, nu, desfaci, nu vreau să-l testeze. Nu, vrei să testez? Nu, vreau neapărat să văd dacă e pe gustul tău. Dacă nu e pe gustul meu... Acum hai să spun și cu parfumurile. De 25, cred că, de ani, așa? Folosesc același parfum. Nu cred! Noua de la Cașarel este singurul miros cu nu care cred. Mă împac. Mi-am dat cu Dioare, cu de toate, de toate. Am sentimentul că mai e cineva cu mine. Când am alt miros. De serios, nu pot. Acela este parfumul meu. Atât. Este singurul ești cu care mă singurul dau. Singurul om
De 25 de ani. Nu cred. Da, da. Incredibil. Da, da. Dar să știi că mă bucur și îți promit că o să-l și folosesc, chiar dacă o să... A, și nu, uite, e bine, o să am sentimentul că ești cu mine, că e de la tine, știi? Că am zis că e altcineva cu mine. Ce hai că e frumos. Hai mă, că am ce dat-o frumos, bine. Mă. Cu, ai început cu... cu... Hai să vedem. Hai să vedem. Dom'le, știți a ce miroase? Știți a ce miroase? A ce miroase? Pădurea aia în care mergea el... E, lasă ursul, mă. Hai, mă, fii romantic, mă. Nu, el nu. Cu viorele, cu ghiocei, cu de-astea. Ia uite, deja dacă închizi ochii, ești în altă sferă. Cu Horia Brânciu. Oh my God. Cu Iuliana, cu parfumul. It will be forever. Am visat mai mult, dar Răzvan... Dar Răzvan vine acum, cântăm ultima melodie, cea cu lucruri simple. Mai facem niște poze și venim. Da. Cum? Ai mâncat tot și te-ai dus acasă? Nu-i bai, nu-i bai. La... Da. Săracul Răzvan. Cum? Și, și Tudor vrea un frățior. Ok, bine. Da, 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 da. Da, 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 da. S-a strigat bingo! Bravo, s-a strigat un bingo. Dragii mei, astăzi a fost un regal. Un regal pentru că un om spectaculos, senzațional, cu o voce mirifică, cu o prezentare absolut sem- Sunați la 0722-2222 pentru orice contracte, desigur. Încă doi. S-a pus să pui lângă tine, până la acolo jos. Dar ce bine miroși. Horia, da, pătolește-te. Da. De mult nu mi-a spus nimeni așa ceva. Îți strâng pumnii, îți mulțumesc pentru cartea asta. Poate fi achiziționată, să spunem oamenilor, pe editura Univers. Un link pe care îl găsiți vizitând editura. Și la toate evenimentele pe unde mai merg eu, cartea merge cu mine. Fie, știi ce melodie, merge melodia asta? Dăm tonul, do. Uhăi, ba, deu. Nu, 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 nu. M-ai contaminat. Păi, ești normal. Una dintre ești principala răspunzătoare pentru care eu din când în când mai strecor în nebuniile mele. Vezi? Da. Asta a fost de fapt pariul. Îți mulțumesc foarte tare pentru tot. Eu mulțumesc pentru invitație. Baftă și vă felicit. Scrimă. Vă felicit încă o dată pentru tot ce înseamnă proiectul vostru, pentru fiecare show, pentru fiecare susținere pe care o oferiți lui, pentru că se simte că sunteți scutul lui acolo. Și dacă în armoniile pe care voi le oferiți e un dram de drag, pentru că îi sunteți aproape, să știți că asta se simte la noi, cei care suntem receptorii muzicii lui. Bună și prezentatoare! Spune-o, băi! Băi, ce bun! Ia de aici, piesa asta e ușoară. Începe așa. Lucru simplu și unde ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa, așa, ca un fulg în palma ta. N-ar fi pentru mine, n-ar fi prea puțin. Nu, 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 nu. Nu caut cuvinte greu de înțeles. Nici multe, nici multe motive, motive ca să iubesc. Și acum, concluzia. Orice vi se aș avea, lucru simple voi păstra. Cer albastru, eu și tu, eu și tu. Mi-e de ajuns doar muzica, mi-e de ajuns privirea ta. Lucru simple voi păstra. Dragii mei, alături de noi astăzi a fost Cristian la chitară, Ștefan la saxofon, la tobe, Sextosul de Vali, iar la pian
din Târgoviște, de la Festivalul de Romanțe Târzii, Marius, la Sune Cerban, la Camera Răzvan, Andreea și Andrei și Tavi pe recepție. Iar noi, nu uitați să dați un like și un subscribe unde vreți voi, în special la ceilalți. Mie-mi place orice zi. Spune mai mult. Care mi-ar putea zâmbi dimineața, dimineața, lângă perna ta. Mulțumesc, Iuliana, ce-mi place tu așa cum ești. Când mă cer și când mă ierci, și speranța că nu te vei schimba. Felicitări, felicitări. Băi, s-a tras. Domnul Horia Brenciu, vă rog frumos, a fost o plăcere. Domnul Horia Brenciu. S-a tras, da? Nu. Vă rog încă o dată, da? Dar mâine, că acum eu trebuie să ajung undeva. Viața lui Horia. E soarele din... E soarele din viețile noastre. Asta e inima. Inima. Ai prins este inima, ai prins inima. Detaliu, inima da. Noastră, mă. Pentru tine, mă, că te iubim, mă. Mulțumesc. Hai să fugim toți. Perfect. O lingură de polen. Două boabe de... trebuie să... După 15 minute, bag apă.